Noi mergem înainte, dar ne învârtim în jurul problemelor și indiferent de problemele care, să zicem, le-am sesizat în interiorul sensului giratoriu, între ghilimele, iar rămân acolo și ne consumăm combustibilul degeaba. Cum vi se pare România în sens giratoriu? Subscrieți la faptul că de 30 de ani noi ne învârtim într-un cer vicios, aș putea spune. Aș adăuga poate că la această circulație în sens giratoriu, poate deseori circulăm și în marșalie. Adică în loc să mergem înainte, o mai dăm și în spate. Și cumva analogia pe care ați făcut-o, cred că se potrivește și la situația României de astăzi și implicit la tot ceea ce înseamnă transportul, să spun, din punctul A în punctul B. Vedeți, ca să poți să conduci, să poți să pornești la drum, în primul rând trebuie să știi unde te afli și unde vrei să ajungi. După aia trebuie să vezi drumul, efectiv, pe ce rută o iei până acolo. Și după aia ai nevoie, efectiv, de un mijloc de locomoție ca să mergi până în punctul respectiv. Ori asta înseamnă ca, mă rog, în cazul unei țări, să ai partide politice, vorbesc aici, și nu vorbesc doar de un partid, de partide, că într-o democrație nu ai un partid care tot timpul va sta la putere. Unul e la putere, sau mai multe sunt la putere, altele sunt în opoziție și după aia se schimbă rolurile. Ori partidele acestea au nevoie să aibă o viziune cu privire la unde a fost România, unde e România și unde vor să aducă România. Ori dacă vă uitați la ceea ce se întâmplă astăzi în societatea românească, nu o să găsiți actualele partide vorbind despre viziunea lor despre România. Unde vor să ajungă sau să ducă România în următorii 5, 10, 15, 20 de ani? Toate țările din vest, să spun, chiar și din est. Uitați-vă la China, uitați-vă la Coreea, uitați-vă la Rusia, uitați-vă la inclusiv la Iran. Toate aceste țări au lucruri planificate pe următorii 20, 30, 40, 50 de ani. Unde vor să fie ei ca țară, ca națiune? Noi nu avem așa ceva. Uitați-vă discursul, la slăbiciunea discursului public, să spun, din România. De 2-3 săptămâni nu discută toată țara decât despre Câțu și Orban, cum să ceartă pe Ciolan și pe care să fie în fruntea PNL-ului. E normal că te vârți în cer, în cel mai bun caz, sau o dai înapoi, dacă nu ai această viziune. După aia, pe ce rută te duci? Pe ce cale apuci din punctul A să ajungi în punctul B? Nu? Aici ai nevoie de văzut experiențele altora, să vezi cine pe ce drum a apucat-o, dacă respectiv i-a reușit în călătoria respectivă sau nu a reușit, și să vedem ce putem adapta sau adopta din drumul lor ca să îl aplicăm în cazul nostru. În ultimul rând, ai nevoie de mijloc de locomoție, cum am spus. Cu ce te deplasezi din punctul A în punctul B? Ai suficient combustibil? Ai tot ceea ce trebuie sau nu ai? Ori vedeți, în cazul României, niciuna dintre aceste trei puncte, să spun, sau elemente esențiale pentru a merge din punctul A în punctul B, nu există. Nimeni nu știe, nu se vorbește public unde am fost, unde suntem și unde dorim să ajungem. Nu se știe exact calea pentru a ajunge acolo și nu se știe exact cu ce vom ajunge acolo. Nu mai spun că ai nevoie de un conducător care să-ți conducă atelajul respectiv sau mijlocul respectiv de locomoție. Evident că dacă nu știi încotro te duci, cu ce te duci, pe ce care o puși, nici lider nu ai care să te conducă acolo. Ori, poate e bună analogia pe care ați făcut-o, că uite, ne dă șansă să vorbim despre lucrurile acestea, iar cei care ne ascultă poate să se gândească cât de important e totuși ca o țară ca România, cu atâtea resurse, cu atâția oameni minunați și oportunități atât de multe, să aibă totuși în funcții publice lideri și oameni care au această chemare de a-și sluji semenii, de a sluji țara și de a ajuta România să ajungă să prospere și să ajungă exact la locul înalt, să spun, pe care îl merită. Nu în Uniunea Europeană și implicit în lume. Domnul europarlamentar, nu mă gândeam că o să ajungem la a discuta, să zicem, de a face paralela asta chiar între
România și, hai să zicem, mecanică, până la urmă, că aici discutăm de o chestiune de fizică mecanică, dar ideea este, până la urmă, haideți ca să, dacă tot am pornit, să zicem, din sezul ăsta de giratoriu, poate că deschidem în seara asta o tangențială și rezolvăm măcar o problemă, că la finalul emisiunii mă gândeam, poate că reușiți, din perspectiva dumneavoastră europeană, să ne sugerați nouă ca cetățeni, pentru că, din punctul meu de vedere, aici stau lucrurile. Ce ar trebui, adică ce declic ar trebui să existe în cetățean, pentru că, de exemplu, eu nu mai sunt de acord că cetățeanul poate să influențeze soarta țării și să, eu știu, să penalizeze sau să catalogheze actul politic odată la 4 ani. Că, din nefericire, la noi cam asta se întâmplă, că slabă nădejde în România să ai alegeri anticipate. Deocamdată, după știința mea, nu cred că am avut niciodată, sper să nu greșez exercițiul ăsta. Dar, în contextul ăsta, poate ne gândim și ne spuneți, din punctul dumneavoastră de vedere, că sensul giratoriu este clar. Dumneavoastră ați introdus aici, să zicem, 3 componente. Sensul, adică da, direcția. Exact. După aceea, da, mijlocul de locomoție. Da. Cine, din punctul dumneavoastră de vedere, cine ar trebui să fie, scuzați expresia, până la urmă, locomotiva acestei, între ghilimele, sau, eu știu, motorul care să care atelajul ăsta care să învârte de 30 de ani în aceeași nebunie, să zic așa? Numai politicul, considerați, numai guvernanții ar trebui să fie, să zicem, cei care induc dinamica? Nu deloc. Aici ai nevoie, când vorbesc despre mijloace de locomoție care să-ți ducă acest, mă rog, angrenaj, să spun, din punctul A în punctul B, aici ai nevoie nu numai de partide politice, care în fond și la urma urmei sunt, sunt asocierea politică a cetățenilor pentru atingerea unor scopuri politice. Aici ai nevoie de universități, în primul rând, pentru că universitățile sunt cele care discută, care dezbat, care generează idei, care îți vin cu soluții, care îți vin cu proiecte și programe publice. Ori vedeți că universitățile sunt total absente din discursul public din România. După aia e necesară implicarea ONG-urilor. Și nu ONG-urile acestea care pretind că apără, știu eu, diverse lucruri, cum e independența justiției sau, dacă țineți minte, protestele la București, unde la ordine au ieșit toate aceste organizații pretinse civile să protesteze. Nu. Mă refer efectiv la oameni care cred într-o anumită cauză, se organizează cu alți oameni și încearcă să schimbe discursul public, opinia publică, dezbaterea publică cu privire la temele respective. Un al treilea, să spun, element în această dinamică este presa. Rolul presei primordial este să vestească adevărul cetățenilor. Este un aspect care, din păcate, se uită foarte des. Avem în momentul de față în Parlamentul European o discuție despre așa numitele acțiuni SLAP, se numesc Strategic Litigation Against Public Participation. În engleză, poartă numele asta, de aici vine SLAP. Adică acțiuni, un fel de hărțuire, de șicanare a participanților la discursul public, și aici intră și ONG-urile și presa. Poate și dumneavoastră ca jurnalist v-ați întâlnit sau ați fost subiectul unui astfel de proces unde de obicei oameni cu bani sau cu putere politică presează publicațiile sau jurnaliștii, amenință cu procese de milioane de euro ca să îi oprească, să-i facă să îi oprească. Și se discută la momentul de față în Parlamentul European, ok, cum putem proteja jurnaliștii și societatea civilă să-și facă efectiv treaba aceasta, să scrie. Și știu în discuția, pentru că toți spun, e dreptul jurnaliștilor de a scrie. Și eu spun, nu, fraților, nu e dreptul lor de a scrie, că e dreptul oricui de a scrie. Dreptul jurnaliștilor este de a vesti adevărul, pentru că e dreptul de libertatea cuvântului, libertatea presei, libertatea la asociere, pornește în fond și la urma urmei de la faptul că cetățeanul de rând are nevoie să cunoască adevărul. Ori pentru ca cetățeanul de rând să cunoască adevărul, ai nevoie de instituțiile publice care să permită accesul la informații de interes public și ai nevoie de presă și de ONG-uri și de watchdogs și de toată partea asta asociativă care să aducă informația respectivă în fața publicului. Pentru că dacă discuția este doar despre dreptul la opinie și la dreptul la scrierea jurnalist, înseamnă că putem admite că poate să și dezinformeze jurnalistul. Poate? Păi toți au zis nu poate, vedeți? Pentru că discuția este despre adevăr, de a
de a le arăta oamenilor adevărul prin, această, prin acest mijloc al mass mediei. Prin urmare, cred că dacă combin partea politică cu partea asociativă, cu presa, cu universitățile, poți genera în societate un iluminism efectiv. Deci oamenii, o problemă, o carență majoră care există în momentul de față în România este faptul că cetățenii nu-și cunosc propriile drepturi și libertăți. Eu țin minte în America, unde am fost 17 ani, discuțiile care erau pătimașe de-a dreptul, când a venit Obama la putere în 2008, între 2008 și 2010, efectiv conservatorii din America s-au organizat în ceea ce a purtat numele de Tea Party Movement, mișcarea Tea Party, unde și-au susținut candidat și pe baza acestei mișcări republicane au reușit să câștige majoritatea atât în Camera Reprezentanților cât și în Senat. Ori în România, cetățenii nu s-o obișnuiesc cu genul acesta de implicare civică. Dumneavoastră a spus foarte bine că nu vă așteptați că, mă rog, schimbările politice să aibă loc din 4-4 ani. Și așa e. Ce, implicarea civică nu o poți manifesta doar din 4-4 ani. Implicarea civică necesită o implicare zilnică, efectiv. Să știi ce se întâmplă, să vezi ce se întâmplă, să ți se dea oportunitatea să acționezi, să acționezi în consecință. Remarcați un lucru interesant ce se întâmplă și în vestul Europei. Și asta vă spun și din poziția de europarlamentar. În trecut, în ultima sută de ani, au fost proteste masive în vestul Europei. Pentru drepturile muncitorilor, pentru pensii, pentru salarii, pentru fel și fel de lucruri din acestea. Dar nu s-a mai întâmplat, cred că, de la Revoluția franceză, să se protesteze în vestul Europei pentru libertate. Ori vedem astăzi în vestul Europei, în contextul acestui certificat verde digital și condiționarea exercitării unor drepturi de vaccin sau de teste, că tot mai mulți oameni ies în vestul Europei să protesteze pentru drepturi și libertăți fundamentale. Și vedem deja și în România că oamenii devin conștienți tot mai mult de importanța acestor drepturi, de existența acestor drepturi și de faptul că e nevoie să te implici folosind toate mijloacele democratice pe care le are la dispoziție, să-ți protejezi aceste drepturi și libertăți. Acum, eu nu fac comparații între România și Vest, pentru că ei nu au fost 50 de ani sub comunism să aibă acest blestem pe capul lor cum l-am avut noi. Eu compar tot timpul situația de azi cu situația de ieri și de alaltă. Și pot să vă spun că umblu enorm de mult în România. De când sunt europarlamentar, mă întâlnesc cu foarte mulți oameni și oamenii devin tot mai conștienți de ceea ce se întâmplă și întreabă ce să facem, cum să facem. Și le spun exact cum vă spun și dumneavoastră. Uitați-vă aici, învățați-vă drepturile, citiți legea 544/2001, să știți cum să cereți informații de interes public. Cei care sunteți în presă, scrieți adevărul, nu fiți părtinitor, pentru că am fost și la urma urmei obligația finală pe care o aveți în fața cititorilor și în fața cetățenilor de a vesti adevărul, de a-l căuta și de a-l programa. Cred că în felul acesta putem, în comun să zic, să aducem o schimbare pozitivă în această societate, schimbare de care societatea are nevoie în acest moment. Domnul europarlamentar, nu se spune că dacă cunoști adevărul, adevărul te va face liber. Exact, Iisus a spus. Da, asta, Iisus a spus, da. Realitate care este evidentă și în viața de zi cu zi. Problema din punctul meu de vedere, când ați enumerat universitățile, până la urmă, eu știu, toate structurile pre-mass media, ideea era următoarea. Din nefericire în România, până la urmă aceste entități n-au reușit să se coaguleze pentru că ele nu sunt independente. Dacă stau să mă gândesc la ceea ce înseamnă independența presei, apropo de faptul că dacă stai și urmărești, eu știu ce se întâmplă la televiziunile comerciale sau chiar și la televiziunea națională, îți dai seama cine plătește. Adică în condițiile în care, din nefericire, în România, cu mult mai mult decât în vest, cine plătește și de regulă plătește partidul, că asta e viața până la urmă, că banii se duc la partide și de la partide banii se împart în stânga-dreapta, că asta e realitatea. Lucrurile stau destul de dificil, adică sunt într-o, să zic așa, într-o stare destul de dificil de urnit din loc. Pentru că îmi dau seama că, din nefericire, politicul gestionează banul și cine gestionează banul influențează societatea. Pentru că, de multe ori în presă, avem de-a face cu un adevăr, între ghilimele, comandat.
un adevăr până la urmă prefabricat, ca să zic așa, că dacă stai și asculți mai multe posturi de televiziune, s-ar putea să o iei razna, pentru că nu găsești o busolă. În această societate este extraordinar de greu să găsești nordul societății, să zic așa. Pentru da, că... e adevărat ceea ce spuneți, dar aici eu înțeleg și o parte din cauze, vedeți? E foarte ușor să-ți faci o televiziune acum, bugetele pentru reclamă și pentru publicitate au scăzut. Tot timpul când este o criză economică, primul buget care se taie din orice firmă și de oriunde e bugetul de publicitate, când ăla de fapt ar trebui să fie mai mare pentru ca să-ți dai șansa să, cel puțin să-ți menții afacerea pe linie de plutire. Și atunci evident că multe trusturi de presă, pentru a putea rezista în această piață concurențială, s-au îndreptat spre partide și fac multe, devin efectiv organe de propagandă și nu organe de informare. Dar important e pentru oameni să audă și să privească totul cu o anumită reținere, să se informeze din mai multe surse și să-și facă singuri propria opinie despre orice subiect sunt interesați, că în fost și la urma urmei frumusețea unei democrații este că ai pluralitate de idei, oamenii vorbesc pe o temă din mai multe perspective și în felul acesta ajungem cu toții să cunoaștem mai în profunzime tema respectivă. Că nici eu nu consider că știu toate lucrurile despre tot, nici dumneavoastră, nici nimeni, dar uite, discutând, dezbătând, mai intervine altcineva, eu zic că se poate ajunge, mă rog, să cunoști mai bine anumite lucruri decât dacă ai fi doar o singură voce și să prezinți totul doar dintr-o perspectivă. Dar aici intră din nou această parte de educare civică efectivă a cetățenilor. Adică nu poți lua nici presa ca ceva infailibil, ca ceva venind ca din partea bisericii sau ceva ce e scris în Biblie. Și un jurnalist poate greși, și un comentator poate avea o opinie eronată și o schimbă în timp. Adică toți suntem oameni și putem greși. Important e să ai această dezbatere de idei într-o societate. Dezbatere care, din păcate, nu prea există astăzi în România. Știți, se vorbește foarte mult despre oameni, se vorbește foarte mult despre acțiunile oamenilor respectivi, dar se vorbește prea puțin despre idei, despre valori, despre ce s-ar putea face la nivel, să spun, conceptual. Toată discuția, dacă urmăriți și presa națională, e despre, nu știu, ce a zis Câțu, ce a zis celălalt, s-a certat cu celălalt, ce a ieșit pe surse despre celălalt. Și ne trăim în această mocirile, să spun, de 30 de ani și uitați-vă câte lucruri nu s-au făcut în țară. Când au ajuns să se așeze la masă și să decidă ce să facă, de exemplu, cu prețurile la energie, la curent electric sau la gaz. Energie. Cred da. Că și în emisiunea dumneavoastră ultima dată am atras atenția de atunci că vor urca prețurile enorm pentru că am fost în mina Lupeni, am văzut ce e acolo. Am vorbit cu oameni, am văzut analize și am spus, pe tot momentul în care închizi mine și implicit termocentrale, și tu nu mai ai sursă de curent în România, trebuie să importi de la vecini. Și atunci când importi de la vecini, ăla doar nu să-ți vândă curentul pe mai puțin. Vinde pe mai mult, că depinzi mai mult de curentul lui, e normal. Asta e un lucru, mă rog, de ABC-ul economiei de piață. Dar remarcați că actuala guvernare n-a văzut lucrurile în felul acesta. Au zis, dacă Timmermans a spus de la Bruxelles că trebuie să se închidă minele, ei au zis, da, să trăiți, executăm. Și au închis minele, au închis termocentrala Mintia. Și acum plătim cu toții. Vedeți ce preț la facturi și din păcate e numai începutul, că nu se va opri aici. Domnul europarlamentar, apropo de ce ni se transmite de la Bruxelles și sunteți mult mai în măsură decât oricare din noi. Din punctul meu de vedere, în foarte multe situații, ce se transmite de la Bruxelles este de fapt, să zicem, o falsă argumentare sau un paravan pe care guvernanții îl folosesc în, eu știu, a implementa în țară tot felul de măsuri. De la, ce să vă spun, de la implicațiile gripei aviare, de la, nu vreau, securitatea veterinară, că acum animală, pardon, că mă gândeam la anumite aspecte și îmi dau seama că până la urmă pur și simplu este folosită această relația cu comunitatea europeană ca o modalitate și îmi cer iertare că introduc din nou termenul. Eu îmi folosesc de o vreme încoace termenul de neo-iobac. Dar din nefericire pe cetățeanul de rând în România, în situația asta de neo-iobăgie, l-a adus autoritatea guvernamentală, locală, autoritatea națională până la urmă. Cum vi se pare aspectul acesta?
Da, poziția pe care o veți este corectă. Adică, într-adevăr, aceasta e percepția majorității populației din România cu privire la tot ceea ce înseamnă politicile publice care vin de la Bruxelles. Dar lucrul acesta vine, sau suntem în această situație, din mai multe motive sau cauze, să spun. În primul rând, așteptările românilor. Deci eu am văzut sondaje unde oamenii au mai mare încredere în birocrații nealeși de la Bruxelles decât în proprii aleși locali sau guvernamentali sau din Parlament. Păi aia de la Bruxelles aveți impresia, sau cineva care ne ascultă are impresia că ăia nu mai pot ei de bunăstarea românilor și singura lor preocupare este să facă pe român să fie, nu știu, să aibă prețul la gaze și la electricitate mai mic. Păi nu interesează. Singurul lucru pe care interesează pe această birocrație nealasă de nimeni de la Bruxelles este ca această birocrație să-și continue, să continue să rămână în funcție acolo, să tragă cât mai multe sfori și totul se rezumă la putere și bani. Cine are putere vrea bani și cine are bani vrea putere. Asta e circuitul apei natură, să spun, la Bruxelles. La fel cum e și la Washington, la fel cum e și peste tot. Dacă noi ca țară nu înțelegem lucrul acesta, că cei de la Bruxelles își urmează propriile lor interese, aduceți-vă aminte că Uniunea Europeană nu este o țară. Cei care lucrează în aceste instituții europene sunt nemți, sunt francezi, sunt polonezi, sunt ciorfi din alte țări. Păi ei, în primul rând, își urmează interesul propriu a țării lor. Poate cu excepția României. Ori dacă noi, România, nu înțelegem că am intrat într-o Uniune Europeană care dați oferă foarte multe facilități și ai foarte multe lucruri pozitive la care poți să ai acces, dacă știi cum să le folosești. Dacă nu, devii o cârpă. Și, exact cum a spus, neoiopar. Ce înseamnă asta? Un om care nu mai are drepturi și nu mai are libertăți, nu mai și nici nu și le mai poate exercita și singurul lucru pe care poate să facă e să muncească, să plătească taxe, atât. Și exact în situația asta ajungem. Eu am mai și folosit expresia asta dățile trecute, unde am spus, domnule, în momentul în care tu derobezi omul, cetățeanul, individul, de drepturile și libertățile sale fundamentale, nu este nicio diferență între această persoană și ce erau sau cum erau românii în Transilvania și la 1848, de exemplu, când protestau ca să li se recunoască drepturi civile, inclusiv dreptul de a putea petiționa pe timpul respectiv, că nu erau, nici măcar nu puteau să petiționeze, să trimită o plângere, o jelanie la cineva care era în autoritate publică. Ori aici suntem. Vedeți, e important să înțelegem unde am fost, unde suntem, cum ziceam la începutul emisiunii, și unde vrem să fim. Deci cât timp nu înțelegem această dinamică de la Bruxelles, niciodată n-o să avem un cuvânt de spus și mereu vom accepta sau vor accepta cei care sunt, că eu n-aș accepta așa ceva să fiu în funcție publică în România. Toate aberațiile care vin de la Bruxelles. Uitați-vă la discuția pe LGBT, uitați-vă la discuția pe Pactul Verde European, uitați-vă pe discuția cu certificatul verde, cu închiderea minelor, că veni vorba de chiar azi, am văzut ieri, dacă nu mă înșel. Deci nouă României ni se impune închiderea minelor pe motiv că, domnule, poluați și să nu se mai polueze, că au venit ei cu nu știu ce obiective din acestea climatice să se reducă emisiile. Și Germania le reactivează. Dar nu numai că le reactivează, dar gândiți-vă că în ultima perioadă în Germania cea mai multă electricitate a fost făcută pe cărbune. Corect. Culmea, cărbune a dus din Rusia. Adică noi suntem, știți cum, noi ne și, mă rog, suntem instigați de unii să ne tot cârim cu rușii și ăștia la astuția au relații bune și cu rușii și cu chinezii, aduc de la ăia gaz, aduc cărbune, au relații comerciale cu toată lumea. Noi ajungem să ne cârim cu toți, nu mai avem relații bune cu niciun vecin din jurul nostru. Toate țările din jurul nostru își întăresc economia, își întăresc poziția efectiv, dacă nu la nivel global, cel puțin la nivel regional. Și noi ajungem să ne îmbătăm cu apă rece. Avem, nu știu ce, tratat strategic, suntem în UE, suntem, da, e important, și tratatul cu SUA, și NATO, și UE. Întrebarea este ce faci cu ele? Pentru că tratatul cu America, de exemplu, acel celebru deja parteneriat strategic, de exemplu, păi dacă citiți parteneriatul respectiv, se vorbește despre parteneriat economic, parteneriat educațional, să-ți vină să ai relații între universitățile din America și din România. Există astfel de relații, că nu există. Dar economic. Păi Olanda, de exemplu, care e de enorm mai mică decât America, are mai multe investiții în România decât au Statele Unite. Ori despre asta vorbim.
toate aceste documente sunt frumoase, sunt ok, dar dacă nu știi să fructifici avantajul și oportunitățile pe care ți le oferă, totul ia de ploaie. Dar pentru asta ai nevoie, și mă întorc iarăși la discuția de la începutul acestei emisiuni, ai nevoie să știi unde vrei să ajungi, ai nevoie să știi cu ce vrei să ajungi acolo și cineva să te conducă. Ori, din păcate, noi nu avem niciunul dintre astea trei elemente ca să ne putem duce din punctul A în punctul B. Uitați-vă numai la actuala clasă politică, la ce se întâmplă acum cu cei care conduc România. Tenfior, efectiv. Păi ăștia sunt loviți de o neseriozitate. Toți cei din USR, până oare, că toți au fost priviți. Vai, vin ăștia cu studii pe afară și vor face și vor trece. Păi eu s-a ales praf. Toate primăriile conduse de USR Plus, toate au numai probleme. Numai haos, numai scandal, numai probleme. Uitați-vă ce se întâmplă la sectorul 1 și la Timișoara, de exemplu. Și câteodată și la Alba Iulia. Și câteodată și la Alba Iulia. Câteodată și la Alba Iulia. Pentru că și aici este... Alba e un pic diferită situația, pentru că cel care e primar acolo am avut un pic de experiență politică în spate, dar... Și mă rog, are un pic pielea tăbăcită, să spun, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă e de la USR, dar în alte părți e halucinant. Au pus fel și fel de secretari de stat prin ministere, oameni fără nicio experiență, doar să lăudau. Am fost în nu știu ce ONG, am fost în... Bine, mă, dar ce ai lucrat în viața ta? Părerul rău. Domnul europarlamentar, nici cu el alți nu-mi rușine. Iertați-mă că vă zic, nici cu el ați numit, că și dincolo se întâmplă, eu știu, să-l fi luat de la bar și să-l fi făcut secretar de stat. Nu-i nicio, din punctul de vedere al, cum să spun, al cetățeanului... Da, dar știi din ce cauză vine, de unde vine lucrul acesta? România din 2000 nu mai are școală de partid la niciun partid politic din România. Pentru că noi nu am mai avut politică. Toată dezbaterea politică s-a rezumat la să cătușa unii pe alții, de a se trimite în pușcărie. Chiar am vorbit cu cineva de la Bruxelles și ai săptămâna trecută și spune, bă, zice, cel mai bun ministru pe care l-ați avut al agriculturii este Daia. Și eu zic, bă, dar cum? Totuși au fost atâția. Dom'le, zice, cu ăla când vorbea, ăla știa, nu știu, și mirosea pământul și pe unde mirosea pământul, ăla știa ce grâu și ce mălai să se sameni acolo. Și m-am dat seama, zic, dom'le, ăla a fost școlit de comuniști, într-adevăr, la Ștefan Gheorghiu. Dar a fost școlit pe partea asta agricolă, unde a fost învățat de la A la Z tot. Pe ideea că dacă odată va ajunge într-o astfel de funcție publică, să știe cum să se facă agricultură. Păi dar la noi niciun partid politic nu mai are chestia asta. Eu vă spun că încercăm să facem lucrul ăsta, pornim lucrul ăsta în PNCCD acum și toți sunt, mă rog, cu care vorbim cumva șocați, că invit, mă rog, personalități, domnule, vină, uite, facem școală de vară, explică reputat. Și domnule, dar așa ceva nu s-a mai făcut. Pentru că s-a pierdut partea asta. Nici măcar PSD-ul nu mai are partea aceasta de școală politică, de școală domnul, de partid. Domnul Tereș, nu s-a pierdut, domnule. Nu s-a pierdut. Aici nu-i chestiunea. Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt voite. Iertați-mă că vă spun. Lucrurile sunt voite. Adică una este, cum să zic eu, să te duci pe drum, să-ți pierzi cheia și să te întorci înapoi să o cauți, dar oamenii ăștia nu mai caută. Deci nu mai caută ce să facă, să restabilească niște structuri. Același chestiune o sesizăm și noi la nivelul ăsta mic la care trăim. Nu mai există pepinieră. Uitați-vă cum campaniile în România se câștigă pe negativ, nu pe pozitiv. Ați văzut declarații unora din PSD care au spus, domnule, de ce să dăm jos guvernul, că până ne ajută pentru că ăștia să mănâncă în trei și PSD crește, fără să facă nimic. Și lumea zice după 2 ani de zile, ok, nu mai votez cu ăștia, votez cu aia lans, că nu știu ce. Dar de fapt nimeni nu are un plan, nu are un proiect. Nu, a fost votat Iohannis, de exemplu, nu pentru cât de bun a fost, ci ca să nu iasă Ponta. După aia a fost votat iarăși Iohannis ca să nu iasă Dăncilă. Anterior fusese votat Băsescu ca să nu iasă... Corect. Cum îl cheamă? Cioan. Înainte de aia ca să nu iasă Năstase. Noi de fapt am votat tot timpul, noi, majoritatea. Nu pentru un plan, nu pentru o idee, nu pentru că cineva a venit împotriva și a spus, cuiva. Exact. Să moară ăla și să-i rămână capra, să o luăm capra lui ăla, dacă e până acum. Ori așa nu poți să progresezi niciodată. Vedeți, suntem exact în acest blocaj în care ne găsim astăzi, unde, vă dați seama, ai partid din opoziție care nu face nimic și crește la sine. Da, pentru că oamenii nu au altă alternativă, dar aici e necesară educarea populației, să-i faci să înțeleagă, domnule, există și alte alternative. Dacă te-am
și să spun, ți-am șirat încrederea un partid. Bă, data viitoare votează cu altul, dacă îți înșeală și ăla, votează cu altul. Adică nu trebuie să te muți numai de la A la B și de la B înapoi la A. Bă, mai încearcă, C, D, E, F, vezi? Adică... Da, da, de multe ori, C s-a desprins din B, E s-a desprins din A și uite până la urmă că aici este nebunia. Dar apropo de sens giratoriu, vreau să facem o mică ilegalitate în seara asta, domnul europarlamentar. Știu că e oprirea interzisă în sensul giratoriu, dar haideți în seara asta să încercăm să ne oprim și să vedem care până la urmă ar trebui să fie. Realmente mi-aș dori la finalul emisiunii să putem rămâne noi ca și, eu știu, și eu și telespectatorii cu o idee. Ne oprim și să vedem ce ar trebui să facem, pentru că din punctul meu de vedere singurii care pot schimba lucrurile în această țară sunt cetățenii. Realmente după 30 de ani conchid, numai cetățeanul poate să schimbe lucrurile. Este evidentă chestiunea. Atât am încercat oameni noi, atât am împrospătat clasa politică, atât am trimis în opoziție și am adus înapoi, că finalul este același. Ne mișcăm în sens giratoriu. Haideți să vă spun un lucru cu această teorie și premise că oameni noi în politică. Nu deci sunt. Când s-a votat în Parlamentul European componența actualei Comisiei Europene, și a fost șocat când am văzut pe listă pe acolo bărbați, femei la 60 ceva de ani, 65, 1 către 70. Și mi-am dat seama de un lucru. Deci noi în România venim și spunem, domnule, toți ăia vechi care au experiență, jos cu ei că vine clasa tânără. Nu vă supărați. Îl pui pe un păcăliș din ăsta care n-a lucrat în viața lui, nu știe ce înseamnă responsabilitate, răspundere, cum să delege sarcini unor altora, să motiveze oameni, să le dea direcție. Îl pui într-o funcție publică, îl faci ministru, îl faci ministru de externe. Păi ăsta nu poate, cum poate ăsta reprezenta România? Uitați-vă cine e ministru de externe al Rusiei, Lavrov. Păi ăsta e din nu știu de câți ani, până 2008, dacă bine țin minte. Acum tot ăsta a fost ministru de externe. Uitați-vă cine e reprezentantul ca un fel de echivalent a ministrului de externe al Uniunii Europene. Nu, Borrell. Uitați-vă ce vârstă are tipul ăla. 60 și ceva de ani, 70 de ani. Adică noi toți oamenii cu experiență, bai am scos din politică, bai am băgat în pușcărie, bai am pus la stâlpul infamiei și îți vin toți acești tineri cu învățați, pe unde sunt învățați, vedeți cum s-a întâmplat și cu Câțul, că se dovedește ulterior că tot CV-ul respectiv e doar fake. Și cu trei cuvinte și cu trei slogane, zice, ai ce frumos e ăsta și ce bun e ăsta. Nu-i bun deloc. Adică ai nevoie ca toți acești oameni cu experiență, ca să mă întorc cumva la întrebarea dumneavoastră, că ce e de făcut concret? În primul rând, toți oamenii aceștia care au atât de multă experiență în România și sunt foarte mulți, trebuie să li se dea șansa din nou să facă ceva pentru țara aceasta. Eu am fost la Mintia, am fost la Mina Lupene, am vorbit cu sindicaliști din CFR Marfă, de exemplu. Păi toți au spus, domnule, viața mea a fost aici, 20 de ani, 30 de ani am lucrat pentru chestia asta. Zice, mă doare sufletul, zice, când văd că tot se distruge, se pradă, nu face nimeni nimic. Ori oamenilor aceștia trebuie să le se dea șansa să facă înapoi pentru societate. Și foarte mulți ar face-o. Nu spun că toți, dar foarte mulți ar face-o. Ori lucrul acesta nu se mai face astăzi. Niciun partid politic nu dă șansa acestor oameni. Partid politic, mă refer de la vârful politicii românești actuale. Nu le dă șansa acestor oameni să dea înapoi pentru societate, pentru că foarte mulți ar dau. Ai nevoie după aia să, efectiv, să-ți faci o introspecție identitară. Cine suntem noi, de fapt? Ca țară, ca neam, ca nație, ca popor. Unde suntem și unde am vrea să fim? Pentru că se discută foarte mult, vedeți, inclusiv la nivel european, se spune despre identitatea europeană, despre suveranitatea europeană. Nu există așa ceva. Ce e suveranitatea europeană? Numai națiunile au suveranitate, pentru că au Constituție. UE nu are o Constituție, este doar o construcție, să spun, juridico-politică, unde țările de bună voie au delegat o serie de atribuții acestor organisme europene. Nu și-au cedat suveranitate, cum fals spusese Băsescu. Constituția României, la fel cum prevede și cum prevăd și celelalte constituții a statelor membre ale Uniunii Europene. Suveranitatea aparține poporului, care o exercită direct prin referendum sau indirect prin reprezentanți aleși în alegeri libere, corecte și periodice. Păi eu vă întreb, când s-a făcut referendum în România ca românii să se pronunțe dacă vor să-și cedeze suveranitatea la instituțiile europene? Niciodată. Integrarea României în UE s-a făcut printr-un tratat adoptat, ratificat de Parlament, nu prin referendum. Prin urmare, e important să înțelegem acest
această construcție, să spun, juridico-politică în care am intrat, care ne sunt drepturile, care ne sunt obligațiile și până unde poți împinge anumite lucruri. Pentru că asta fac toate țările. Mai mult, ai nevoie de oameni politici. Și aici ai nevoie de sprijinul populației, pentru că acești oameni politici sunt aleși de popor, în fond și la urma urmei, care să pune pe primul loc România și românii. Ori aici avem o problemă. Eu am văzut cum a negociat și Ludovic Orban. Acum Ludovic Orban se dă mare conservator și mare apărător al tradiționalismului și a valorilor conservator creștin-democrate și mare apărător al suveranității naționale. Dar el când a fost premier, nu uitați că în februarie 2020 cel care a acceptat în genunchi în fața celor de la Bruxelles pactul verde european a fost Ludovic Orban. Cel care a fost de acord cu continuarea procedurii de închiderea minelor din Valea Jiului a fost Ludovic Orban. Într-adevăr, procedura a început-o Cioloș, dar cel care a continuat-o și a s-a asigurat că e definitivată a fost Ludovic Orban. Și vedeți că a fost definitivată de sub cât? Sub închiderea termocentrale de la Mintie. Adică, vedeți, e important să te uiți în spate și să vezi, ok, îți vine acest om și îți promite, dar el în trecutul lui ce a făcut? Eu când am venit din Statele Unite și mi s-a oferit această șansă să spun să candidez, am spus, vin exact cu ideea de a pleda și de a mă lupta din Parlamentul European pentru români și pentru România. Altceva nu mă interesează. Altfel aveam o viață foarte bună în America și era ok să stau acolo. Dar am spus, e o ocazie de a face ceva pentru țară, de a da ceva pentru țară și vreau să fac lucrul acesta. Și asta fac. Pentru că cu acest gând am pornit și ce am zis aia fac. Genul acesta de abordări, să spun, nu prea găsiți asta. Nu că vreau să spun că sunt unic, dar din păcate nu prea găsești. Eu știu discuțiile din Parlament, pe Green, uitați-vă, pe certificatul verde. Păi au venit colegii și mi-au spus, te invidiez, zice, pentru libertatea ta. Și eu spun, de ce? Păi zice, poți vota cum vrei. Păi să votează și tu. Cine te oprește? Păi da, dar știi că grupul, că ce spune grupul? Zic, mă, oameni buni, voi singurii în fața cărora dați socoteală, cetățenii României, că aia v-au votat aici. Nu grupul, nu Timmermans, nu... Domnul europarlamentar, păi acum cu toată degringolada asta, ce să zic, circul ăsta din PNL, despre ce grup vorbim, domnule? Că aici vorbim despre găși, nu vorbim despre grup. Iertați-mă, nu vreau să... La nivel de... Da, haită, ce găști, haită, efectiv. Păi dar nu la modul serios și până la urmă, dacă aici jos e haită, haita merge până sus. Este evident că nu haita, nu... Grupul de sus se bazează pe haita de jos. Despre ce să vorbim? Ce grup? Da, aici sunt de acord cu dumneavoastră. Păi, să nu credeți că ce s-a întâmplat acum în România nu s-a făcut fără binecuvântarea și aprobarea unora din afară. Domnul europarlamentar, din punctul meu de vedere, întotdeauna ca și în familie, părinții, capii familiei sunt de vină. Pe mine nu mă interesează ce fac oamenii de afară. Pe mine mă deranjează faptul că în România cei de afară întotdeauna își găsesc instrumente ca să ne facă viața grea. Și vreau să revin apropo de Neo-Iobac, că mi-am adus aminte un aspect. O componentă. Am ajuns în situația în care eu, țăran român, nu pot să-mi vând produsul în România, că nu mai am unde să-l pun pe teșghea, pentru că am deschis până la urmă autostrada hipermarketurilor, că asta este. Și asta este o formă de neoiobăgie. Să produc și să n-am unde să vând. Că asta este realitatea. Și atunci ce fac? Îmi distrug producția. Că asta au făcut autoritățile în România. Au deschis larg porțile, ceea ce înseamnă multinaționalele. Este o realitate. Este o realitate și vă explic de unde vin. Există două concepții politice, să spun, economice, în lume cu privire la rolul statului în societate și în economie. Ai gândirea liberală, care spune că ai nevoie de un stat minimal. Ați mai auzit expresia asta, e folosită mai ales de cei din PNL și Câțu este adeptul acestei teorii, care spune așa. Statul trebuie să fie cât de mic. Statul să nu se implice niciun sau cât mai puține aspecte. Statul cât de mic și partidul cât de mare, nu? Scuze. Și partidul, nu numai partidul, dar multinaționale. Știți? Adică să nu mai răspundă că dacă ai statul băgat în multe lucruri, statul ăla răspunde în fond și la urmă tot la cetățeni, că diverse instituții ale statului sunt conduse tot de oameni care la un moment dat sunt aleși sau cei aleși au anumite pârghii asupra lor. În timp ce dacă statul e foarte mic și părți din societatea ta sunt conduse, sunt controlate de multinaționale, ălea nu răspunde decât în fața acționarilor proprii, atât. Și ajungem în situația unde ai
multinaționale transfrontaliere care sunt mai puternice decât statul tău însu. Deci asta este o teorie, cu statul minimal. Și ai partea cealaltă, gândirea marxistă, să spun, care zice că statul trebuie să fie în toți și în toate. Adevărul e că rolul statului trebuie să fie undeva la mijloc. Adică sunt anumite sectoare din economie unde statul nu are ce să băga, dar sunt alte sectoare din economie și din societate unde statul are nevoie de implicare, cu atât mai mult în Uniunea Europeană. Pentru că noi în UE nu suntem, nu avem o piață liberă, cum se spune, un free market economy, o piață, o piață unde statul nu se implică. Peste tot, în toate țările Uniunii Europene, inclusiv Comisia Europeană, se implică în chestiuni de care țin de piața economică, de la subvenții, de la reglementări, de la fel și fel de blocaje, să spun, pe care le fac în această piață. Ori în acest context, e normal că dacă statul tău nu ține cu tine, care ești țărar român, comerciant român, producător român, păi tu nu ai nicio șansă în fața unui țăran, comerciant sau producător din altă țară, care are în spatele lui sau al lor statul respectiv. Și vă dau un exemplu. Subvenția în Franța, pe hectar, este de câteva ori mai mare decât în România. Păi dacă tu pui un hectar de grâu în România și pui un hectar de grâu în Franța, cel din Franța își permite să vândă grâul mai ieftin pentru că are subvenție mai mare de la stat decât are un țăran român. Și atunci țăranul român, după ce primește, după ce treieră și ia grâul respectiv, singura lui ocazie este să vândă grâul la prețul la care îl vinde și francezul. Diferența este că francezul primește mai mare subvenție de la stat decât primește românul. Și românul ajunge să închită el minusul respectiv sau pierderea respectivă, în timp ce francezul este recompensat, remunerat de către stat. Pentru că viziunea statelor din vest cu privire la aceste subvenții e următoare. Ei spun așa, domnule, eu am țăran, să spun. De ce să nu mă implic eu ca societate, să le dau subvenții acestor țărani să-și cultive pământul și să ofere de mâncare propriilor mei cetățeni, pentru că mâncarea aia și banii ăia mi se întorc înapoi tot în economia mea. Aceasta e viziunea pe care o au toate țările de la granița cu Ungaria încolo până în Germania. Toate țările fac lucrul acesta, cu excepția României. În România vine Câțu și spune... De ce să se implice statul în economie? Să lăsăm fiecare pe cont propriu și ăla care e bun și are bani să reziste, care nu, Dumnezeu cu milă. Și uitați-vă unde am ajuns. În momentul de față, mâncarea din România, 70% din mâncarea pe care o consumă România, este adusă din afară. În contextul în care, cu pământurile pe care le avem și resursele agricole pe care le avem, România ar putea să ține 80-90 de milioane de oameni. Iar noi nu avem în momentul de față ocazia, să spun, de a produce mai mult de 30% din mâncarea pe care o consumă românii. Am văzut o analiză anul, cu privire la datele de anul trecut. Aproape 1 miliard de euro a fost adusă, importată în România, carne de diverse animale, să spun, undeva la 60 de milioane de euro a fost carne de porc. În contextul în care a venit recent guvernul, a văzut, a fost scandal, mă rog, a oprit-o pentru moment. Să nu poți să îți crești porc în bătătură, să nu mai ai, să nu mai poți să îi mulțești, să nu mai ai scroafă, să nu mai ai fier, să nu mai... O nebunie! Am văzut analiza unui președinte a unei asociații de crescători de porci la nivel național, care spune că piața românească ar avea nevoie de încă 3 milioane de porci. Porci pe care piața românească nu-i poate furniza în momentul de față și trebuie să fie aduse carcase de porci din Spania. Păi dumneavoastră vă dați seama ce ar însemna ca 3 milioane de familii din România să mai crească cu un porc? Un milion, nu 3 milioane, să crească fiecare 3 porci. Ar fi bunăstare. Dar vă dați seama, ai scoate câte familii ai scoate din sărăcie și le-ai dat șansa oamenilor respectiv să-și ducă o viață decentă acolo unde sunt? Asta ar însemna un stat cu viziune, cu aplecare spre popor. Dar nu se întâmplă lucrul acesta. V-am dat exemplu cu porcii pentru că știu subiectul, m-am implicat oarecum, m-am documentat. Dar e valabil peste tot. Noi, România, aduce mere din Israel. În Israel acolo e numai piatră peste tot. Fac mere aia în Israel în solarii și noi aducem mere din Israel. E bezna minți. Nu mai vorbesc de alte fructe și legume și câte și mai câte. Aducem leveniță, am văzut pe piață, tip în Spanii. Domnul europarlamentar, haideți să lămurim lucrurile, pentru că nu noi aducem.
Că aici este o problemă. Nu noi aducem. Că aici este până la... Există niște băieți deștepți care de regulă, eu stau, sunt undeva în județul agricol Ilfov, ca să nu zic altfel, care fac pe intermediarii, sau există până la urmă rețelele. Că asta este nenorocirea mare, că noi nu am făcut altceva decât să deschidem poarta, scuzați-mi expresia, nu-i mai vorba despre cavalerie, nu-i mai vorba despre divizii mecanizate, acum discutăm despre divizii comerciale. Noi n-am făcut altceva decât să ne dăm la o parte, să zicem diviziilor comerciale, haideți în România. Pe când mă gândesc că în București, în Colentina, există supermarket, mi-aduc aminte, în cea mai aglomerată zonă, intrarea dinspre Pitești, să faci supermarket, acolo am zis, ăștia sunt chiar de beznaminții, cum ziceți dumneavoastră. Că într-o lume civilizată nu se întâmplă chestia asta. Iar dacă tu ai făcut în București sau la stadionul Giulești, aduceți-vă aminte acolo la aproape de stadionul Giulești aceeași chestiune. Nu există. În lumea civilizată nu se întâmplă treaba asta, dar eu știu, pentru un pumn de talanți, autoritățile noastre sunt în stare să ne vândă cu totul. Că asta este realitatea. Aici ai nevoie de o clasă politică și de partid sau partide politice care să susțină această chestiune a suveranității alimentare a României, că noi nu suntem suverani alimentari în momentul de față. Noi nu suntem suverani energetic. Nu producem cât consumăm. Trebuie să aducem să cumpărăm de la vecini. Și dacă se va închide și ce e Oltenia, cum se dorește acum, s-a terminat. Deci va fi nenorocire. Ce va fi în România și cum vor urca prețurile. Nu avem suveranitate educațională. Cum poți tu ca țară? Vedeți, toate aceste persoane care se perindează în fruntea României, toți gândesc în cicluri de 2 ani, 4 ani, 3 ani, în funcție de cum sunt la guvernare și câți ani mai sunt până la alegerile locale sau parlamentare. Nimeni nu gândește peste 5, 10, 15, 20 de ani. Unde vrem să fim? Păi gândiți-vă numai câți bani a investit România să-și colească ingineri. Ingineri pe care după aia i-au forțat să plece la lucru în străinătate. Deci noi avem sute de mii, să nu spun milioane de ingineri, dar zeci de mii, să spun către 100 de mii avem cel puțin care lucrează cu piața vestică. Piață și țări din vest care n-au trebuit să investească nici măcar un euro în educarea lor. Am investit noi, românii, România. Și ei merg și aduc plus valoare în societățile respective. Nu mai aia să sunt un inginer, nu mai aia să sunt un sudor, să vină să sudeze un capac dacă ai nevoie. Nu mai ai zidar, nu mai ai... Asta-i problemă. Avem oameni politici. Și trebuie să, scuzați-mi expresia, trebuie să vă amendez. Uite, domnul Câțu vorbește despre... Totuși, are perspectivă, are... programe pe termen mediu, că spun liberalii vor guverna până în 2028, deci vedeți că, uite, realitatea nu confirmă ceea ce spunem noi. Au până la urmă, dar cred că au perspectiva partidului, nu perspectiva cetățeanului. Păi exact, acum ei ar vrea, știți cum e, că câinele nu s-ar da duze la măcelărie, dar să vedem ce vor spune și români. Și n-ar auzi să vă spun un lucru, n-ar fi o problemă să guverneze până în 2500, e ok, dar cu ce program? Face? Adică care e viziunea lor? Cum văd ei România? Unde văd România? Remarcați un alt lucru. Chiar m-am gândit zilele acestea pe toată disputa aceasta cu numirea premierilor sau nominalizarea propunerii de premier de către președinte. Dacă vă uitați în Constituție, într-adevăr, președintele are acest drept absolut să spun de a nominaliza pe cine crede el că ar putea să formeze un guvern sau să formeze o majoritate parlamentară care să susțină un guvern. Dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, niciuna dintre aceste negocieri care au fost între partidele politice și președinte n-au pornit de la programul politic a persoanei respective. Deci în România prima dată s-a ales persoana, s-au nominalizat persoana și după aia persoana a venit cu un program politic. Dacă a mai venit. Da. Dacă n-a dat copy-paste. Știți? Păi dacă tu ești președinte și ești deasupra partidelor, tu ar trebui să spui, uitați, nu mai contează cine a câștigat, care e programul tău, tu ce vrei să susții, ce vrei să faci și fiecare să vină cu cel și după aia președintele care o fi, Iohannis, în cazul de față, să spună, uitați, cel mai bun program a venit de la știu eu ce partid, îl propun pe ăla, pentru că cel mai bun. Uitați, am avut două procese la Suceava, unul, mă rog, la Botoșan și unul la Suceava. Pe o contestație electorală. Și m-am dus cu mașina din București până în Suceava. Eu n-am mai fost în Moldova, să spun, am călătorit cum am călătorit acum să văd
de-a lungul și de-a lat. Păi în Moldova, de exemplu, totul e drept. Nu e ca la noi în Transilvania, unde nu mai e tot o, un deal și o râpă și o vale și o munte și un nu știu ce. Păi de 30 de ani, să nu faci tu autostradă din nordul Moldovei până la București, unde e drept ca în palmă, te pui efectiv cu 5 buldozere și ai făcut autostradă, într-un an de zile ai terminat autostradă. Hai, despre asta vorbim. Despre asta vorbim. Stăm și să ceartă toți cât îți de... și ce viziune au și ce fac și cum îți răi ceilalți, dar de fapt, în 30 de ani, ați văzut, în Moldova, unde e foarte simplu să faci autostradă. A terminat Umbrărescu cu centura Bacăului cu un an jumate mai devreme, pentru că totul era drept, nu a avut decât să... Domnul... Ce s-a păi nu sunt stare să facă 12... Scuze, nu sunt în stare să facă 12 kilometri pe dealul Coșevii, care nu e un mare, Doamne iartă-mă, nu e, eu știu, un Mont Blanc, să zicem, sau nu e alb, nu Salpi. Adică stăm acolo în 12 kilometri, par fi trebuit toată lumea să facă câte un centimetru și probabil că îl făceam. Adică, cum să vă spun, la da, noi... Da, gândiți-vă, vedeți că vorbeam de mine. Să știți că au fost mulți, înțelegeți, care au zis, domnule, nu închideți și dacă, mă rog, închideți mine, hai să spune că unele poate n-ar fi rentabile. Nu le dați salarii compensate la minerii ăia, nu știu ce să facă cu banii ăia. Puneți-i să facă drumul și tunelul și din asta. Păi aia ți-ar face, vă dați seama, le-ai dat de muncă, ar fi tot ok. Dar de-aia ai nevoie de un partid politic și de oameni care să gândească, cum să spun, pe larg lucrurile acestea. Nu segmentat. Deci noi, la noi în România, totul se face numai pe bucăți. Și după aia te miri că atunci când le pui împreună nu mai bat una cu alta. Că veni vorba. Vedeți tot cu energia. Să înțelegeți, uitați, ce înseamnă efectiv să ai trădători în fruntea țării. La nivel european se vorbește despre așa numitul mix energetic. Asta înseamnă companii energetice care în interiorul aceleiași companii, compania respectivă, firma respectivă produce energie din cărbune, din gaze, din eoliene, din solare, din nuclear, dacă e sau ce mai are. Acum, cei de la nivel european vin cu aceste certificate de carbon unde te obligă, dacă produci energie poluantă, cum spuneai, cum ar fi pe cărbune, să răscumpe poluarea pe care o faci, cumpărând aceste certificate de carbon pe care le cumpe de la cei care produc energie nepoluantă, cum ar fi eoliana, hidro și asta. Acum, firmele, companiile care au în interiorul lor această diversitate, spune, de surse de energie, nu mai trebuie să cumpere aceste certificate de pe piață, pentru că se compensează plusul dintr-o parte cu minusul din altă. În România, Boc a făcut următorul lucru. Când a privatizat, tot la solicitarea europenilor, și nu numai, tot ce înseamnă sectorul energetic. În loc să creeze astfel de firme, să spun, cu mix energetic, a creat firme cu specific energetic. Hidroelectrica, produce numai hidro. Termoelectrica, numai pe cărbune. Nuclear electrica, numai pe nuclear. Păi, termoelectrica, care este firma statului, trebuie să cumpere certificate de carbon de la hidroelectrica, care e tot firma statului. Dar statul nu poate da ajutor de stat la termoelectrica, că spune Comisia Europeană că se bagă pe piața de energie și nu-i bine, nu-i corect, nu știu ce, trebuie să facă infringement contra României. Și ajungem noi România astăzi, unde două firme, două companii de stat, de fapt, să se saboteze una pe alta. Că aia de la hidroelectrica, care au acțiuni care sunt la fondul proprietatea, ăia care sunt la fondul proprietății au spus, domnule, până nu ne interesează câți bani plătesc românii la facturi, până nu ne interesează să primim dividende. Prin urmare, compania trebuie să aibă un profit cât de mare. Noi nu vom fi de acord ca o termocentrală, de exemplu, de la termoelectrica, să fie dată la hidroelectrica, ca să plătim noi în interiorul firmei certificatele verzi sau certificatele respective de carbon. Prin urmare, și dacă vrea Mintia sau Paroșeniu sau Rovinar să producă energie, să ne plătească certificatele respective ca noi să ne putem lua dividende. Aici s-a ajuns. Pentru că viziunea acestor oameni politici sau cârpe politice, că mai bine nu pot să-i numesc, a fost doar să căpătuiască și să vândă la alții ceea ce au făcut bunicii și părinții noștri în perioada comunistă. Și suntem, iată, în perioada actuală unde, vă spun, cel mai drastic va fi pentru cei de peste 50-60 de ani, mulți dintre ei la pensie, care vor avea de ales, din păcate, în această iarnă,
dacă se moară de frică sau se moară de foame, pentru că nu își vor putea permite efectiv să se încălzească și să-și plătească și să cumpere și medicamente și de mâncare la prețurile exorbitante care vor veni. Domnul Europarlament, pentru că pe Facebook sunt și online sunt foarte multe întrebări, ideea este că diagnosticul este clar. Deci dumneavoastră ați încercat să faceți așa secvențial câte o diagnoză, să zicem, pe fiecare domeniu. Însă dacă stau să mă gândesc, suntem în 2021, după tabieturile care există în țara asta, înseamnă că cetățeanul în România va trebui să subziste până în 2024, că de mâine să spunem că se poate schimba ceva în micro este extraordinar de dificil, pentru că noi constatăm, dacă stau să mă gândesc la un moment dat, colegii din regie mi-au spus în casă că în Spania statul a hotărât să limiteze creșterea prețului la energie. Da. De exemplu. Păi la noi nu se întâmplă, pe orice domeniu am luat-o. Când am ascultat în urmă cu vreo 2-3 săptămâni într-un speech la, eu știu, la șarada asta denunța PNL-ului că importăm a luat de 240-230 de milioane, vă mărturisesc, am rămas șocat. Adică s-a duci la luat în România, unde e vorba aceea, poți să produci grâu, numai să-l însămânțezi, să nu-i mai faci nimic, chiar că e o binecuvântare, dar noi ne batem joc de el. Domnule, am zis, la modul serios, și dacă stau să mă gândesc care e agenda zilnică a politicianului, serios, va trebui să ne gândim cum rezistăm până în 2024, că perspectiva cam asta este. Vă dau un exemplu. Câți dintre cei care ne ascultă sunt dispuși să iasă la un protest public împotriva acestor creșteri la factura de energie? Câți sunt dispuși astăzi sau mâine după masă să spun că acum e deja târziu să iasă la un protest? Că în Spania au ieșit, în Germania au ieșit, în Franța ați văzut că au ieșit aia cu vestile galbene de nu știu cât timp. Acolo sunt niște probleme sociale despre care nu prea se vorbește. Însă politicile publice ale neomarxistului Macron efectiv a produs asta sărăcie în Franța, unde ăia nu mai au ce să facă decât să se bată efectiv pentru dreptul. Ori, întrebarea este, în România câți ar fi dispus să iasă într-un protest public și să forțeze guvernul să facă anumite măsuri? Despre asta. Cred că mi-ajung degetele de la mâini, nu trebuie să mă descalț. Îmi cer scuze, dar cam asta este. Mi-aduc aminte că un cetățean, un român care a plecat în Germania, domnul Trif, a inițiat o acțiune, vrea să iese, apropo de gestionarea deșeurilor în Alba, să iese la Consiliul Județean să facă acolo cât de cât un gen de opoziție. N-a găsit al doilea tovarăș. Nimeni nu s-a întovărășit cu domnia sa. Ceea ce înseamnă că până la urmă să-i rugăm pe estimații noștri concetățeni să înarmeze cu îndelungă răbdare până în 2024. Când li se va face declicul democratic, să zic așa. Păi, dacă se va face, că o să le dea pe atunci 100 de lei și o să spună, uite ce bună este. Pentru că, vedeți, în celelalte țări, de frica poporului, politicienii n-ar face ce fac ăștia în România. Dar aici, dacă poporul nu reacționează, ăștia spun, hai să vedem, mă, cât duc. Și tot împing. Uitați-vă și cu măsurile acestea restrictive, și cu ăstea anticovid, și cu tot. Cu tot. Păi ai, gândiți-vă că România plătește cel mai mare preț la energie din Europa, din Uniunea Europeană, în contextul în care salariile sunt la coada Europei. Exact. Păi, și vedeți, este, uitați, să înțelegeți, uitați un exemplu de ticăloșie politică. Acum vă fac și un fel de exegeză la ce se întâmplă. Toate partidele parlamentare, dacă le-ați ascultat în perioada aceasta, vin și spun, s-au criticat unele altele, că n-au trecut această lege a consumatorului vulnerabil. Ce prevede această lege? Pe de o parte că se taie toate subvențiile de la stat la gigacalorie sau de la administrația locală și după ce ăștia au ridicat prețul la gaz, la combustibil și la energie, deci ți-au luat cu 10 mâini, pentru că creșterea prețului la energie, de exemplu, îți afectează nu numai factura de curent pe care o ai, ci îți afectează ăla care, de exemplu, nu știu, te duci la frizer, ăla când pornește becul la frizerie, plătește curent mai mult. Asta înseamnă că te va tunde cu mai mult bani. Dacă te duci să cumperi pâine și orice, nu, pâinea aia trebuie încălzită undeva, e tot pe curent. Deci se creează, e un lanț de creșteri de prețuri care îi va afecta pe toți. Ei,
acești politicieni stau și se ceartă pe legea consumatorului vulnerabil, spunând că, domnule, că unii că n-au trecut-o, unii că au trecut-o prea târziu, alții că, mă rog, au împins-o până noiembrie. Problema e următoarea. De ce avem în România atât de mulți consumatori vulnerabili? Este o analiză care a spus că sunt undeva la 10 milioane de oameni care vor trebui să fie ajutați într-un fel sau altul de către stat să poată să iasă din iarnă. Păi dacă tu prin acest mod de politică publică tu generezi 10 milioane de oameni care au nevoie de sprijin de la stat, păi înseamnă că tu ai o problemă. Hai să spunem că ar fi 1000 de persoane, 2000, 3000, că există persoane sărace peste tot și au nevoie de sprijin nou. Ok. Dar să ai atâția oameni afectați de această creștere a prețurilor și tu să... Pandemie. Că... E pandemie. Da, dar știi ce se întâmplă? Ei sunt direct vinovați. Acești politicieni. Și vin la oameni și le spun așa: da, eu ți-am luat cu 10 mâini. Pentru că ți-a urcat prețul la factură. Ți-a urcat prețul la tot ce înseamnă produse și servicii pe care le cumperi. Dar ei vin așa: da, vezi, ți-am făcut un favor. Și după ce ți-am luat cu 10 mâini, îți dau cu pipeta un pic de ajutor la factura de curent. Și bietul om zice: da, mă, vezi, m-a ajutat, uite, cât e de bun politicianul. Când de fapt discuția este: de ce plătim atât de scumpe facturi în România? Și plătim pentru că s-au închis sursele de energie. Îți vine ministrul energiei Virgil Popescu de la PNL și spune: păi zice, am liberalizat piața de energie și normal ar trebui să scadă prețurile, nu să urce. Păi bă, omule, tu n-ai liberalizat piața, ai liberalizat samsarii, ăia de la intermediari, pentru că sursele de curent sunt tot acelea. Doar că nu au făcut nici un nou baraj hidro, cum a făcut Ceaușescu, nici nouă termocentrală, nici centrală atomică. Sunt tot acelea surse de energie, bancă le-au închis. Păi tu degeaba liberalizezi pe de la mijloc, care îți cumpără curentul de la producător și ți-l vând ție mai scump, cu 100%, cum se întâmplă în momentul de față. Despre asta vorbim. Ori aici ai nevoie de un intervenționism a statului, unde oamenii politici să vină să spună: nu, domnule, de la prețul ăsta în sus nu mai urci, gata, s-a terminat. Dacă nu poți să vinzi cu atât, dar nu-i problemă, îți luăm ce ai acolo și vindem noi, să facem. Adică să pot găsi soluții, cum au găsit și alții. Pentru că în fond și la urmă, nu este numai despre prețul la factură pe care îl plătește omul de rând acasă, dar este vorba despre economia României. Păi puneți-vă în situația că ai de produs o cutie de chibrite, dau un exemplu, în România și una în Ungaria. Păi dacă curentul din România e mai scump decât ăla din Ungaria, evident că ăla din Ungaria va putea produce o cutie de chibrituri cu mai puțin bani decât una în România. Și atunci tu când vinzi, nu? Că economia unei țări are, ca să-ți crească economia, să fii pe plus economic, ai nevoie să produci niște bunuri și servicii pe care să le vinzi altora din afara țării tale. Păi ție când ți-a aruncat prețul la energie, automat îți urcă costul produselor sau serviciilor respective. Prin urmare, sunt mai greu de vândut pe piața globală când altul are energie mai ieftină și poate produce mai ieftin. Despre asta vorbim. Nu interesează. Domnul europarlamentar, pentru că avem câteva întrebări legate de Roșia Montană și pentru că din punctul meu de vedere există o similitudine. M-am fost în urmă cu 2 săptămâni la o ședință de Consiliu Local și mi-am dat seama că acolo oamenii din comunitate, chiar și consilierii, până la urmă sunt așa într-o stare de imponderabilitate. Vreau să asfalteze un drum și ideea era următoarea, că li s-a spus răspunsul de la Ministerul Culturii, apropo de autorizări, a zis: nu se mai poate folosi asfalt, trebuie folosite materiale care sunt în concordanță cu exigențele UNESCO. Și m-am gândit la următorul aspect. Nu știu, voit sau nevoit, autoritățile au ajuns să fie de acord ca acea comunitate sau acea localitate să fie declarată sit UNESCO. Dar nu există absolut nicio perspectivă, nu există absolut niciun proiect. Nu există, domnule, nici măcar nu știu oamenii care este delimitarea sitului istoric. Și am zis: bă, fratele meu, de la primărie, prefectură, Consiliu Județean, ministere, tot ce vreți, până la Cotroceni, există vreo 15 verici care ar fi putut să facă ceva, să zic, nimeni nimic, este incredibil.
Incredibil, pur și simplu o localitate, i-am schimbat, să zicem așa, statutul, toată lumea se, eu știu, se spală pe mâini și nimeni nu mișcă nimic. Este incredibil. Și cetățenii acum sunt așa într-o degringoladă, pur și simplu nu știu care e soarta lor. Și am zis, dar cum e posibil să hotărăsc soarta unei comunități și ulterior să o lași de izbeliște? Pentru cum vi se pare chestia asta? Ce s-a întâmplat în Roșia Montana a fost o politică propagandistă, dusă și de o parte și de alta, unde pe ultimul loc a fost interesul oamenilor de acolo. În primul rând, firma aia, Gold Corporation, care a fost implicat acolo. Aia este o firmă care avea acțiuni la bursă. Păi de fiecare dată când era câte un scandal în România, prețurile la bursă, prețul unei acțiuni la bursă scădea, erau niște băieți deștepți care cumpărau acțiunile respective și după aia venea un reprezentant al firmei în România, se întâlnea cu un premier, premier care le promitea că le va da autorizație și urca prețul acțiunii înapoi în sus. Și dacă vă uitați la ce s-a întâmplat de 20 de ani de când e povestea asta, numai din această oscilație a prețurilor la acțiunile firmei respective, foarte puține au făcut foarte mulți bani pe chestia asta și de fapt tot a fost numai virtual, că a urcat, a coborât pe baza unor spuse ale unora din România. Când vine partea cealaltă, coordonată de Soros, cu toate protestele de la Roșia Montană, oamenii aceștia n-au oferit nicio soluție celor de acolo. Pentru că acolo poți să faci o serie de exploatări. Hai să spunem că protejezi siturile alea, ați citit, au exploatat, să spunem mai par, minele respective romane, să zic, sau dacice, care de mult timp acolo. Hai să spunem că le păstrezi ca să poată să-ți vină turiști, dar ai alte secțiuni de acolo pe care le-ai putea exploata, să spun. Ori, vedeți, opțiunea celorlalți a fost, nu domnule, să nu se exploateze nimic și cei din Roșia Montană să învețe să facă agroturism și să vândă șosete de lână împletite sau croșetate. Deci asta nu e o soluție. Adică ai nevoie efectiv de oameni, de lideri pragmatici care pun în acest echilibru și interesul zonal, și interesul ecologic, și protejarea siturilor vechi de acolo, și ce faci cu oamenii de acolo, și în fond și la urmă urmei sunt niște resurse pe care țara asta le are sub pământ. Hai să vedem cum le putem exploata. Evident, protejând și mediul și toate cele. Ori nu s-a discutat despre așa ceva. Nu o să găsiți o abordare rezonabilă și echilibrată pe acest subiect. O sunt doar, s-au mers la extreme și dintr-o parte și din alta. Și la final, unii au făcut foarte mulți bani prin acest joc la bursă. Victimele finale sunt cei din zonă. Și o să vedeți tare mie că această firmă va câștiga la final și la curtea de arbitraj, de va trebui România să-i plătească cu 4 miliarde de euro daune, mă rog, pentru investițiile pretinse sau pierderile acestei firme și vom ajunge și cu banii dați și cu... Adică aici suntem, știți? Nu există o viziune, din păcate, echilibrată, rațională, profesionistă. Domnul europarlamentar, la un moment dat făceam o comparație și mă gândeam la următorul aspect. Dacă pe un ogor, un tractorist, nu, e la volanul tractorului și trebuie să are, până la urmă ar trebui să meargă pe brazdă ca să poată face o lucrare de calitate. Noi constatăm sub diferite aspecte sau în diferite situații și scuzați comparația, însă din punctul meu de vedere cred că e relevantă, conducătorii noștri au cu tractorul aiurea. Ideea este următoarea, am vrea să-l aducem din nou în brazdă, culmea este următoarea, domnule, nu vrea să se dea jos din cabină, ce să le facem la oamenii ăștia? Pentru că asta este realitatea, dacă stau să mă gândesc, apropo de Roșia Montană, primarul din Roșia Montană împreună cu, cred că un senator de Alba, s-au dus în comisie, în comisia parlamentară, să susțină neînscrierea situlului, fără ca primarul să-și anunțe consilierii, domnule. Acum primarul în ședință de Consiliul Local spune că el știe care este limitarea situlului, dar restul concetățenilor nu știu chestia asta. Și astea sunt fapte evidente. Iar nimeni nu mișcă nimic, nimeni nu face nimic, nimeni nu-l apostrofează, nimeni, nu știu, mi se pare, cum să zic,
pur și simplu stăm ca neputincioși și la capătul ogorului și vedem că domnul Câțu o ia, domnule, aiurea, o ia în diagonală și zice că face arătura adâncă de toamnă. Da, păi știți cum e, că unii se facă lucrează, ceilalți că muncesc. Cum era vorba aia. Așa e și aici. Dar la final, la final, repet, pe această, pe acest joc politic, care în bună parte e doar pe declarații, puține au făcut foarte mulți bani și cei mai mulți au pierdut și dintr-o parte și din alta. Au pierdut România, au pierdut cei din zona respectivă. E în situația asta ne găsim. Ca să poți ridica zona respectivă, în primul rând ai nevoie de căi de acces acolo. Eu am fost, am fost în zonă la Câmpan și mai sus Ponorel și zona respectivă, păi te-a rupt drumul până acolo, de exemplu. Să mergi în zona aia, să te plimbi pe acolo și să vezi, în primul rând îți trebuie 4x4 din ăsta, SUV, să poți să ajungi până acolo, pentru că drumul e cum e. Vedeți, astea sunt lucruri pe care, din păcate, autoritățile centrale nu le-au făcut. Așa e frumos să vorbim de Roșia Montană, e frumos să vorbim de tezaurul de acolo, dar efectiv nu s-a făcut nimic pentru a-i ajuta pe oamenii ăia. Și atunci oamenii ăia, ca să trăiască, singura lor alternativă a fost să taie pădurea și să vândă lemnul, că n-au ce să facă. Că minele n-au mai lucrat, altceva nu s-a mai putut face, iar din împleti șosete și să le vinzi la turiști, nu poți trăi, nu vă spărați. Că asta au propus unele ONG-uri, să învețe pe aia din Munții Apuseni cum să croșeteze șosete și bluze de lână să le vândă la turiști. Asta e așa, o chestie, mă rog, hobby, nu faci bani din asta și nu poți trăi din asta. Însă aș vrea să comentați, ok, neimplicarea guvernamentală, dar discutăm totuși și despre neimplicarea locală. Pentru că din punctul meu de vedere există cel puțin un Consiliu Județean care ar putea să facă un parteneriat, care ar putea să înceapă să construiască acolo o chestiune. Nu se poate. Pentru că, în perspectiva asta, ți se spune în felul următor. Nu avem legislație, nu avem cadrul legal. Adică, asta vă spun eu un lucru. Nu există, nu se poate. Deci în genul acesta de abordări sunt doar două opțiuni. Ești fie partea soluției, fie partea problemei. Nu există poziție de neutralitate. Ori problema principală, inclusiv cu aceste consilii județene, este că nimeni din aceste consilii județene nu privește județul ca un întreg. Vă dau un exemplu, Alba nu o cunosc atât de bine, dar vă dau exemplu cu Sălajul. Toată această autostradă Transilvania, care va trece și prin Sălaj, la un moment dat va fi o zonă în Sălaj la Simbor, unde tot traficul care va merge spre Maramureș se va da jos în zona respectivă. Ei, de la Simbor până în Maramureș, până dincolo de Baia Mare, nu există o pensiune. O pensiune. Deci cineva care vine din București după ce conduce 500 de kilometri pe autostradă, sperând că va conduce cât de curând să terminește autostradă, și vrea să ajungă Maramureșul istoric, după ce merge 6-7 ore în mașină, nu se dă jos, vrea să meargă și era la o toaletă, să mănânce o supă, să, nu știu, poate să nopteze o noapte până ajunge dincolo. Nu are unde să se oprească. Și am vorbit cu cei de la Consiliul Județean și le-a spus, mă, mergeți în zona respectivă din Sălaj, strângeți toate administrațiile locale de acolo și explicați-le. Mă, aici se poate face o pensiune, aici se poate face un peco, aici se poate face o chestie vulcanizare, dincolo se poate face nu știu ce. Adică cineva trebuie să-ți vină cu o viziune din aceasta de ansamblu și spui, noi vă ajutăm să obțineți fonduri europene pentru chestia asta. Că sunt o grămadă de fonduri europene, oricum nu le atragem pe toate. Nu sunt interesați. Nu sunt interesați, pentru că se ocupă numai de chilipiuri, de chirpiciuri din astea mici, și de fapt nimeni nu se gândește în ansamblu ce faci cu toți oamenii aceștia. Ori dacă ai avea în fruntea unui județ un om care să se uite din această perspectivă, cum e și cu Roșia Montana. Ok, vrei să ajungi în Roșia Montana, poți veni din mai multe părți, dinspre Alba, dinspre Bihor, dinspre Cluj, dinspre, nu știu. Ok, cum ajungi acolo? Unde te oprești? Ce trasee sunt? Unde poți nota? Sunt pensiuni? Nu sunt pensiuni? Ori aici ar fi rolul unui Consiliu Județean. Că de-aia e Consiliul Județean. Nu numai să stea acolo să ridice mâna. Să-ți vină efectiv cu un plan de creștere economică a zonei respectivă. Iar această creștere înseamnă, în primul rând, ai nevoie de mijloace de transport până acolo. Ai nevoie de drumuri. Ai nevoie de a crea locuri de muncă.
în zona respectivă și pot fi o grămadă de locuri de muncă, mai ales că e zonă montană și poți face atâtea lucruri acolo. Nimeni nu vine cu lucrul acesta. Le-am spus acum de când sunt europarlamentar la o grămadă de primari și președinți de Consiliul Județean cu care m-am întâlnit. Mă, dacă nu știți, vă pun eu în legătură, zic, cu mă rog, omologii de-ai voștri, zic, din vest, din Polonia, din Germania, din Franța. Spuneți-mi doar ce vă interesează sau ce nevoie aveți. Nu mă interesează partidul, indiferent de partid. Zic, păi mă interesează România. Și vă pun în legătură cu omologi de-ai voștri din vest care au făcut proiecte de genul ăsta sau dacă nu știți cum să faceți proiecte, spuneți-mi și n-a venit unul să spună ajută-mă cu chestia asta. Dar de făcut n-au făcut nimic. Domnul Terheș, nu fac pentru că am ajuns la concluzia următoare, domnule. Dacă nu faci nimic, m-ați înțeles, viața este mult mai lejeră și comodă. Pentru că din nefericire, de exemplu, discutând în speța Consiliului Județean, deasupra Consiliului Județean chiar nu este nimeni. Acest Consiliu Județean, de multe ori spun că este ca un dirijabil care călătorește, eu știu, prin văzduc deasupra județului Alba, nu-l deranjează nici gropile, nu-l deranjează nici cetățenii, este așa o instituție în imponderabilitate care n-are până la urmă absolut nicio responsabilitate. Pentru că singura responsabilitate o să fie în 2024. Dar este pur și simplu impardonabil. Și atunci normal că oamenii ăștia își permit să ia un salar, să aibă o viață confortabilă și nimeni să nu-i deranjeze. Dar până la urmă discutăm de cetățean care plătește taxă și impozite ca să-și ia salarul un președinte de Consiliu Județean care are, slavă Domnului, salar berechet. Păi aici ar fi rolul universităților. Hai să spunem că ăștia care lucrează la Consiliul Județean nu se pricep. Păi asta e adevărat. Că nu toți care sunt consilieri județeni sau președintele CJ e, mă rog, sunt chestii din astea de dezvoltare zonală, să spun. Bun, e ok, idee de înțeles. Nu ai cum să fii expert pe toate. E ok. Dar, fă, fratele meu, din astea protocoale sau înțelegeri cu diverse universități. La Alba este universitate, în Cluj este universitate, în Oradea este universitate, la București este universitate. De geologie, de turism, de geografie, de o grămadă de domenii din astea care, într-un fel sau altul, au se ocupă de partea asta. Și spune-le, uite, noi vă dăm 100 de mii de euro, veniți cu cel mai bun sau 200, pui face o competiție. N-avem voie să dăm. Cele mai bune idei pentru dezvoltarea zonei respective. Și vă spun că studenții, tinerii care au, mă rog, au această energie de a căuta, de a cerceta. Ți-ar veni cu cele mai bune idei, dar nu o face nimeni. Vedeți că ne întoarcem, iată cum se leagă lucrurile cu ceea ce vorbisem și la începutul acestei emisiuni. Ai nevoie de această colaborare, conlucrare între politică, între universități, între societate civilă, între presă. Pentru că niciunul nu trăiește într-un bubble, într-o bulă unde nu comunică cu ceilalți. Domnul europarlamentar, haideți să rămânem că până la urmă e un studiu de caz interesant. De exemplu, apropo de universitate, cine să facă conexiunea între Consiliul Județean și Universitatea 1 decembrie? Și apropo de chestiunea asta, au lansat Consiliul Județean strategia județeană pentru gestionarea integrată a deșeurilor. 2021-2025. Consultant o firmă, cred că ori din Turnu Măgulele, ori din București. Nu are importanță, oricum din sudul țării. Am întrebat, domnule, n-ați găsit un consultant autohton? Nu am găsit pentru că în Alba nu este. Mărturisesc că nu știam la momentul respectiv că la 1 decembrie există această specializare pe mediu, pe ingineria mediului. Și atunci întrebarea mea este următoare. Nu se poate, domnule, că domnul rector Breaz a fost la un moment dat în PSD. Pentru că și acolo avem o altă democrație, iertați-mă, așa cum n-ar trebui să spun. Și atunci nu o să ajungă domnul Breaz să se înțeleagă cu domnul Dumitrel că mâncă pâine din a lua diferit. Și până la urmă ar trebui să aducem un consultant din sudul țării care probabil nici n-a venit în Ardeal, așa cum se întâmplă și la se proiectează clădiri de către firmă din București care n-a fost la fața locului, domnule. Și când vine constructorul să construiască, își dă seama că ăla până la urmă n-a ținut cont că în proximitate este o altă clădire. Că există și situații similare. Cine să-l pună de comun acord pe rector cu președintele Consiliului Județean? DNA-ul? Poliția? Cine? Aici e aberația despre care spuneam.
ce contează dacă rectorul de la Universitatea 1 decembrie are afinități PSD-iste, de exemplu? Și el ala care e la CJ... Nu știu, la PNL, e un gând. Nu, n-aș putea să vă spun că universitatea... Păi vorbim despre un județ, auziți? Deci oamenii aceștia s-au bătut între ei pentru că unul a fost de la un partid sau de la altul și au ignorat faptul că oamenii aceștia ar trebui să fie în serviciu public. Să slujească, să servească proprii cetățeni din județul respectiv. Ori dacă clasa politică nu gândește în felul acesta, că e ok să ai afinități politice, ci să fii într-un partid sau în altul, că doar în democrație nu putem avea numai un partid cum era pe timpul comuniștilor. Dar asta nu înseamnă că în partide diferite fiind, trebuie să ne omorâm unii pe alții și să omorâm țara asta. Din partide diferite fiind, haideți să găsim punctele comune unde putem colucra împreună. Că nu puteam toate, e ok, că nu o să putem, asta e, dar găsim din multe puncte câteva unde putem conlucra. Vedeți? Aici, cumva, pentru noi la PNCCT e o bună ocazie de a, să spun, de a ne folosi de istoria acestui partid, să ne uităm în spate la cum acționau politic înaintașii noștri. Păi că vorbim de 1 decembrie. Aduceți-vă aminte că adunarea de la 1 decembrie din 1918 a fost organizată de Partidul Național Român și de PSD-ul din timpul respectiv. Dacă vă uitați, Partidul Social Democrat. Partidul Național Român era regalist, PSD-ul era republican. Să certau maniu cu cine era atunci de la PSD, dacă să fie președinte sau să fie monarh în fruntea țării, dar când a fost chestiunea de interes național, au pus disputele respective deoparte și au spus interesul național e mai important. Consiliul Dirigent. O să găsiți în Consiliul Dirigent, după 1918, reprezentanți și ai Partidului Național Român și ai PSD-ului de atunci. Chiar dacă doctrinar, să spun, unul era de stânga și celălalt, mă rog, de centru, dreapta, să zic. Ori aici suntem. Dacă nu învățăm de la înaintașii noștri că poți în momente importante pentru țară să treci peste disputele politice și viziunile diferite pe anumite lucruri și să lucrezi exact pe punctele pe care le ai comune. Și eu zic că și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul au atâtea puncte comune unde ar putea conlucra dacă ar pune interesul național pe primul loc. În fond și la urma urmei, asta e singura țară pe care o avem. Nu-i mai mare, nu-i mai mică. Mă rog, poate fi mai mică dacă se continuă ritmul acesta. Că te trezești cu o mișcare de secesiune pe undeva, dar dacă vrem ca această țară să fie prosperă și să ajungă la completa sa valoare și potențial, e important să-și dea mâna cu toții. Că în fond și la urma urmei eu fac pentru interesul țării și binele românilor, nu numai pentru interesul lor de partid. Eu așa văd lucrurile și cred că așa ar trebui să se acționeze. Păi, dumneavoastră așa vedeți lucrurile, cred că și orice, scuzați expresia, orice om, nici nu știu ce termen să folosesc, normal, bun creștin, eu știu cât de cât om, ca să nu zic altfel, dar în fapt lucrurile se întâmplă altfel, pentru că iată că după 30 de ani am ajuns la următoarea concluzie. 30 de ani de democrație în România ne demonstrează că interesul personal nu generează, nu? Binele personal nu generează bine public. Asta e problema în această țară. Pentru că indivizii care ajung într-o anumită demnitate se gândesc în primul rând la sine și la cei din gașca lor. Când aici vedeți, are legătură și cu valorile creștine. Că în timp ce vorbeați, mi-am adus aminte de un lucru. La un moment dat în Vechiul Testament se menționează cazul lui Cain și Abel, unde Cain îl omoară pe Abel. Și vine Dumnezeu și îl întreabă pe Cain și îl întreabă, unde este fratele tău? La care Cain spune, păi de ce mă întreb pe mine? Sunt eu purtătorul de grijă a fratelui meu? Ori dacă dorim să avem o societate care prosperă, care crește, care se dezvoltă, fiecare în fond și la urmă urmei suntem purtătorii de grijă a fraților noștri. Nu poți, niciunul nu poate prospera de unul singur. Nu? Ai nevoie să prosperi dacă toți în jurul tău prosperă. Că altfel cum ar fi să ai tu o mare vilă într-un sat unde toți trăiesc în case de chirpici sau de... În România asta se întâmplă, domnul. Păi da, eu știu că se întâmplă chestia asta. Și asta se întâmplă și astăzi, și ieri, și mâine. Auziți, și-au făcut case cu 11.000 de camere și nu au un drum să ajungă până la casă. Și să, mă rog, au WC-ul în spatele casei, se muzică altceva. Ori, vedeți, modul acesta de a gândi doar din perspectiva ta, doar tu să te arăți că ești cu bani, că ai putere. De fapt, te compromite și te face să nu te ridici la
la maxima ta capacitate, dar dacă te-ai, dacă te-ai uitat în jurul tău și te-ai gândit ce aș putea să fac ca și cei din jurul meu să crească, să le meargă bine, implicit îți merge și ție bine. Uitați, am avut o școală de vară în urmă cu două săptămâni la Oncești, în județul Maramureș. Și primarul din Oncești a câștigat independent acum a doua oară cu 80 și ceva la sută. Omul ăla a fost primul din sat care și-a deschis o pensiune în 1994. A avut câteva camere. Pentru că veneau oamenii la el, mă rog, și-a crescut pensiunea respectivă, are undeva, poate să țină la 70 ceva de oameni într-un singur loc. Au venit mai mulți, au zis, bă, nu mai am unde să construiesc, le-au spus oamenilor din jur. Voi nu aveți o casă, nu aveți o cameră unde să mai țineți un turist. Ba da, și au început și oamenii din jurul lui să-și facă pensiune și să-și organizeze camere pentru a putea primi turiști. În momentul de față, omul ăla, pornind de la această pensiune pe care a făcut-o în urmă cu 20 ceva de ani, dă de lucru efectiv la întregul sat. Pentru că face evenimente, fel și fel de lucruri, unde efectiv vin mii de oameni acolo și ocupă tot satul, toate camerele disponibile. Are oameni care, nu știu, îi țin vaci, îi țin porci, îi țin oi, îi țin fel și fel, păstrează tradițiile, că turiștii care vin vor să meargă să vadă tradiția din zona respectivă, cum cântă ei la cetră, cum fac dansuri și un alt. E, iată cum un singur om poate să-ți aducă bunăstare într-o localitate dacă nu se gândește numai la el. Că și omul ăla se putea gândi, dom'le, nu, eu vreau să-i țin eu, să fac eu cel mai mare hotel, cel mai mare pensiune, nu mai să-i țin pe toți. Nu poți așa. Dacă tu te gândești mereu cum pot împărți, dar și altora din jurul meu, binecuvântările pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu, implicit binecuvântările alea ți se întorc înapoi în sutit. Nu? Că în dar ai primit, în dar să dai. La fel și aici. Ori dacă de la nivel politic, să spun, am promovat genul acesta de abordare politică, că aici vorbesc de abordare politică efectiv, unde cineva care e în funcție publică, în primul rând se dea dovadă că nu e numai despre el, e vorba despre ceilalți, despre ce poate face bun și bine pentru societate și pentru semeni. Să schimbă societatea. De aia e necesară o schimbare de paradigmă aici, pentru că nimeni din afara României nu va veni să ne schimbe lucrurile bine în țară, singurii care putem să o facem suntem noi. Dar pentru a putea ca noi să facem lucrul acesta, e necesar să punem interesul public și interesul național înaintea interesului privat. Domnul europarlamentar, revin. Cum eliberăm cabina tractorului de tractoriștii care nu urmează brazda națională? O iau așa, în diagonală. Cum? În primul rând, prin vot. Deci când vor fi următoarele alegeri... Să așteptăm momentul 2024. Da, dar vor mai fi și până 2024. Vor fi alegeri locale, parțiale, vor mai fi, mă rog, la scară mai mică, să spun. Vor trebui efectiv votați patrioți în funcții publice. Oameni care cred în această țară și care au dăruirea și determinarea de a pune interesul României pe primul loc și de a se lupta pentru acest interes public. Al doilea lucru care trebuie făcut, exercitate public toate drepturile constituționale pe care le avem, de la petiție, la protest, la comunicate publice, la solicitări de întrevederi cu cei care ocupă funcții publice și oamenii să le solicite să acționeze într-un fel sau altul. Dacă cetățenii tac, știți cum e, dacă pruncul nu plânge nici mai că s-a nu-i dă lapte. Da, uite, un fapt teribil de minor, dar vreau să-l declar public. Un cetățean se duce la primărie, dorește să se înscrie la programul RABLA. Are nevoie de o adeverință la primăria Alba Iulia. Are nevoie de o adeverință ca să demonstreze că nu are datorii la taxe și impozite locale. Nu îi se eliberează adeverința respectivă în anul de grație 2021 pentru că situația funciară a persoanei respective nu intră încă clară. Și omul zice în felul următor, dom'le, dați-mi adeverința, nu, topograf, măsurători, aduți actele în regulă și după aceea să eliberăm adeverința. Ei, cetățeanul ăsta de 3 săptămâni încearcă să rezolve o problemă, dar pentru că există un director la taxe și impozite locale care a spus de acum să faci așa, omul ăsta bate drumul primăriei zilnic și, cum să spun, se mișcă în sens giratoriu. Nimeni nu îi găsește o soluție. Cum vi se pare? Adică cetățeanul ăsta, cui să spună? Cui să spună? Ce să facă? Acum, cel mai simplu, dacă ridic această problemă, o să spună, bă, la pe așa e legea.
Păi nu, că asta, până la urmă... Problema nu este ce se întâmplă cu acest cetățean. Problema e faptul că de 30 de ani de zile România încă nu are cartografiat întreg teritoriul. Să se știe exact cu fiecare palmă de pământ cine e proprietar. Ori dacă... Vedeți, iarăși mă întorc la viziunea aceasta de țară. Că ai nevoie de un partid care să spună, ok, avem problema aceasta. Hai să vedem odată să punem totul, să facem CF-urile, tot, cartea funciară, să vedem fiecare palmă de pământ a cui aparține. Dacă există probleme cu măsurătorile, o rezolvăm, să se închidă odată povestea asta. Pentru că omul acesta nu poate să-și dea mașina în programul Rabla. Dar gândiți-vă că sunt investitori care ar dori să construiască firme și fabrici, să dea de lucru la oameni. Și ăia vine cineva și spune, păi am 100 de hectare de pământ. Și aia când se duc bine, dar pe cine? Păi pe bunicul, străbunicul de pe nu știu care, că viță 100 de generații în urmă. Păi ea spun, dacă nu s-a tăiat, zice, nu pot funcționa cu tine. Și ăla când se duce, omul simplu zice, eu n-am atâția bani să mă duc la notar și să rezolv problema asta. Ori tu ca stat, pentru că au făcut-o și alții, la fel. Tu ca stat vii și spui, am nevoie să rezolv problema cu cartografierea pământului și să știe fiecare a cui pământul. Ai rezolvat-o. În 2 ani, în 3 ani de zile, cu fonduri europene, ai bătut-o în cuie. Gata, trece în următoarea problemă. Dar aici, dacă vedeți, eu așa, deci și la PNCCD, chiar am discutat, noi așa vedem lucrurile. Adică ai o problemă, o rezolv la nivel macro. Că așa, ce să mergi la primar, dacă spui la primar sau la cineva de la primărie să-i dea hârtia respectivă, te ia DNA-ul, zice că ai făcut trafic de influență, să îl favorizezi pe respectiv. Aici trebuie rezolvată problema de fond. E anormal ca în 2021 noi să avem încă genul ăsta de dispute dacă limita dintr-un pământ sau altul trece pe aici sau pe un metru mai încolo, știți? Astea se pot rezolva foarte simplu, politic, ai nevoie de voință politică, ai venit public și ai spus, am rezolvat chestia asta într-un an sau doi, vorbești cu experți, vezi cât timp mai ai nevoie, unde mai trebuie cartografia și s-a terminat. Păi dacă austriecii au făcut chestia asta, pe timpul Austro-Ungarii, pe timpul Habsburgii, nu pot face ăștia acum care au sateliți, au totul electronic. Domnul europarlamentar, ai nevoie de voință. Nu o pot face, dar nu o pot face, că vă dau un exemplu, că există în județul Alba câteva OAT-uri unde s-a făcut treaba asta. A venit firma din București, proiectul Cezar Mare, publicitate, etc., etc., și acolo niște interese politice, pentru că până la urmă lucrurile s-au decis la București, și s-a ajuns în situația în care au venit, firma de la București, a făcut ridicarea, a făcut toată lucrarea, a încurcat lucrurile de la nebunit, a predat lucrarea, te duci la primărie și întrebi, domnule, ce ați făcut aici? Primarul spune, da, eu în toată activitatea asta, în tot contractul ăsta, n-am avut absolut nicio menire. Ba da, că tu ai semnat procesul verbal de recepție și în loc să lămurească lucrurile, știți ce a făcut? Le-au încurcat mai mult. Înțelegeți? Da, că asta este. Chiar dacă vrem să beneficiem de binecuvântările tehnologiei, avem binecuvântările administrației între ghilimele care dau cu oiștea în gard. Și că da, n-am rezolvat problema. Vedeți, e o chestiune, mă rog, eu privesc lucrurile cumva în modul cum le-am învățat și în SUA. Repet, ești partea problemei sau partea soluției. Deci, ok, e un blocaj undeva legislativ, rezolvăm legislativ. Ai un blocaj undeva, rezolvăm problema. Dar chestia asta trebuie terminată. Iohannis, dacă avea, că a venit cu România educată. Frate, nu România educată. Dacă ai carte, ai parte. E vorba de carte funciară. Că de-aia expresia asta se auzea, se folosea în Transilvania. Cine n-avea carte funciară, n-avea nici parte la moștenire, că n-avea pământ. Ori trebuia să vină să spună, nu să schimbe el școală, să spună, bă, vreau să fac exact cum au făcut austriecii pe timpul Habsburgilor în toate teritoriile pe care le-au ocupat și le stăpâneau din actualul teritoriu al României, să facem chestiunea asta cu cartografierea și cu CF-ul. Și s-a terminat. Își termina mandatul după 10 ani și avea o chestie, intra în istorie cu treaba asta. Așa nu s-a întâmplat nimic. Deci când ești într-o funcție publică, nu e la nivelul acesta, nu există scuze că e un blocaj. Indiferent ce blocaj e, îi chem pe toți, îi pui la masă, ai rezolvat problema. Dar oamenii aceștia stau să hârriesc unii cu alții până emisiunile de televizor, dar nu fac nimic efectiv pentru oameni. Deci acum, în timp ce vorbim, îmi dau seama de asta era o chestie care se putea face, mă rog, nu există că nu se poate sau că e greu sau că i-ai pus pe toți, i-ai pus la masă, e o problemă legislativă, am rezolvat-o și dai înainte. După aia rezolvăm altă problemă. Dar de 30 de ani, cum să vă spun, uitați-vă inclusiv la asta cu autostrada Transilvania. Tot pe bucăți de 5-10 km, tot lichez pe ea și numai nu se termină.
să spun. Dumneavoastră invocați, până la urmă, ideea mi se pare extraordinar de clară, simplistă și concisă. Partea problemei și partea soluției. De regulă, da, cetățeanul este partea problemei. Cum poate deveni cetățeanul partea soluției, excluzând ideea calității lui electorale? Cum poate să devină partea soluției? Pentru că la fiecare pas ne lovim de probleme. Cum putem deveni partea soluției? Pentru că, pe de altă parte, ni se sugerează chiar de cât administrație. Îți spune administratorul localității, vină tu cu soluții. Dar, până la urmă, de ce să vin eu cu soluții? Că eu nu sunt plătit ca să-ți dau ție soluții. Eu sunt plătit, eu te plătesc pe tine ca tu să-mi găsești mie soluțiile. Da, și asta e adevărat. Dar păi nu, dumneavoastră zice să fim partea soluției. Cum pot eu, cetățean, să fiu partea soluției? Când autoritatea, vă spun fără nicio reținere, nu te bagă în seamă. Nici măcar nu dorește să vină să comunice. Nu ai președinte de Consiliu Județean care de ani de zile nu vine să ne spună de ce nu suntem capabili să rezolvăm problema deșeurilor în județul Alba. Punct. Nu vrea. Și el e bine, mersi, e ok, e om bun între oameni, este cel, o să fie studiat, eu știu, alocuțiunea dânsului, așa am înțeles de la domnul primar al Clujului, că alocuțiunea dânsului de la alegerile de la Alba Iulia, n-avem voie, n-avem timp acum, dar tare mi-ar fi drag să comentăm puțin, că o să găsiți acolo niște perle, o să fie studiu de caz la Babeș-Bolyai, la Facultatea de Științe Politice. Mi-a și venit să emigrez undeva în pădurea din vecinătatea Albei Iulia. Da, acum, vedeți, soluții nu vor putea avea toți cetățenii, că nu e, n-au înclinația aceasta, dar eu zic că câțiva cetățeni sunt care au idei bune și soluții bune la problemele cu care ne confruntăm. Important e să iasă ei public cu astfel de soluții, să-și facă o asociație, să facă o petiție, să iasă public și să exprime situația respectivă și sunt convins că, sau ideal ar fi ca oamenii să se coalizeze în spatele lor, dar de undeva trebuie început. Deci doar să stai să zici că băi, las, nu fac, dar tu de fapt nu faci nimic. Nu schimbi lucrurile. Repet, iar nu, mă rog, nu vreau să mă dau cu mine exemplu, dar dacă vrei să schimbi țara asta, te implici. Indiferent unde ești, spui, candidezi la Consiliul Local, la Primărie, la Consiliul Județean, îți faci un blog, scrii pe el, scrii pe Facebook, îți faci o asociație care pledează pentru anumit lucru. Se pot schimba lucrurile. Uitați, vă dau un exemplu. O avocată recent a creat o asociație în România, se numește Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept. Inițial, mulți au fost sceptici, eu știam pe avocată pentru că i-am văzut postările pe internet și am zis, fata asta va face treabă bună. Ei, cu asociația respectivă a ajuns să conteste în instanță hotărârile acelui CNSU sau cum se numește, Consiliul Național pentru Situații de Urgență sau ceva de genul acesta, cu Arafat. Și așa, curtea, în alta curte a statuat că acele hotărâri de fapt erau inexistente din punct de vedere juridic pentru că n-au fost publicate în Monitorul Oficial. Ei, când i-a început acțiunea respectivă, foarte mulți au stat deoparte, alții au râs, alții au luat întâlnire. Nu contează. Fata aia s-a dus și a zis, bă, mă duc până la capăt cu povestea asta. Și s-a dus. Și a reușit să schimbe că i-a obligat acum în alta curte pe respectivii să publice hotărârile în Monitorul Oficial. Asta înseamnă că hotărârile respective trebuie să fie motivate, trebuie să fie publice. Vedeți? Și un om poate schimba lucrurile. Ori lucrul acesta se poate întâmpla oriunde. E important pentru oameni să nu creadă că doar alții pot să le rezolve problemele. Fiecare acolo unde e, cred că vede o problemă și are și soluția pentru ea. Să facă publică. Eu aș fi dispus, de exemplu, să susțin orice acțiune civică în Alba. Dacă cineva are orice idee de bună, să spun, pentru a schimba, pentru a aduce bunăstare și a face bine în județul Alba. Eu sunt dispus să vin în Alba și să ajut persoana respectivă, dacă e cazul, și să strângă semnături. Pentru că important e să facem fiecare de acolo de unde suntem, să ieșim din această hibernare și să ieșim public și efectiv să facem ce ține de noi pentru a schimba lucrurile bine. Și dacă cineva face un pic în partea asta și cineva un pic în partea cealaltă și dincolo și dincolo, picul acesta se adună și se face o schimbare în bine, în mult, să spun. Dacă toți stau pasiv și spun că nu se poate și că e greu și că alții sunt vinovați, dar nimeni nu face nimic, nimic nu se va schimba. Domnul europarlamentar, nu pot să nu profit de autoinvitația dumneavoastră și să vă lansez eu provocarea de a face ceva pentru Roșia Montană.
Pentru că, din punctul meu de vedere, Roșia Montană poate fi atât pentru localnici, cât și pentru Țara Moților, și pentru Alba, și pentru întreaga țară, poate fi un model, poate fi un magnet din foarte multe de puncte de vedere. Și dacă, ce să zic, profeții din Țara Albei, că așa e vorba, nu? Profeții în țara lor nu sunt ascultați, măcar eu știu, poate dumneavoastră reușiți să ne ajutați să facem, pentru că aș dori să fiu cât se poate parte din ceea ce înseamnă Roșia Montană, pentru că vă spun la modul sincer, mi se pare o zonă lăsată de izbeliște. Și apropo de omul care schimbă, care poate schimba lumea, pentru că s-au schimbat, eu știu, destinele. În emisiunea trecută mi-aduc aminte că am vorbit destul de mult despre Republica Moldova. Și aș vrea, dacă se poate, să ne spuneți ce s-a mai întâmplat, ce mai știți, care e perspectiva dumneavoastră, sau dacă se confirmă ea, că eu știu, după vreo două luni de zile, cât de cât, mi-aduc aminte că era momentul la care a fost aleasă, președintele Republicii Moldova. Cum vedeți lucrurile? Cred că două luni de zile au trecut din când a fost aleasă doamna Maia Sandu, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Moldova este un subiect foarte delicat, pentru că sunt multe lucruri care le scapă celor din România. Eu am fost personal acolo ca observator la alegerile parlamentare. Da. Și, mă rog, situația e mult mai complexă decât apare inclusiv în presa din România. Am spus atunci și repet acum, proiectul politic, să spun, al Maiei Sandu și a partidului PAS din Moldova cu privire la justiție va compromite Moldova extrem de grav și va crea un sistem efectiv totalitar care va intra pe mâinile rușilor la un moment dat și va fi imposibil după aia să te întorci contra acelui sistem și să spui că sistemul nu e bun, pentru că argumentul rușilor va fi că a fost creat cu binecuvântarea Bruxellesului și oficialilor europeni. Dacă vorbești cu cei de la PAS și cu ambasadorii europeni, toți spun, nu, trebuie să acționăm rapid, trebuie să ne mișcăm rapid. Am avut discuții cu ei și le-am ridicat problema aceasta. Am fost singurul din întreaga delegație care a ridicat problema în felul acesta. Și le-am spus, fraților, dacă vreți să promovați democrația și statul de drept, asta necesită timp. Democrația nu se instaurează nicăieri peste noapte și nici statul de drept. Dacă crezi în aceste valori, trebuie să fii tu primul care le respectă. Ori să tai colțuri și să tai curbe când vine vorba de principiile statului de drept și democrație, nu construiești nimic pe piatră tare, știți cum spune și Scriptura. Construiești pe nisip și la primul vânt, la primul val, o să fie dus pe apa sâmbetei. La fel se va întâmpla și aici. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe, dar cam asta e poziția mea, să spun, și aprecierea mea cu ceea ce se întâmplă acolo. Sper să greșesc. Domnul europarlamentar, în vreo câteva rânduri ați spus că partidele ar putea să facă, partidele ar putea să schimbe. Ideea este, și la momentul respectiv n-am spus-o și aș vrea să spun acum, eu cred că în România, în primul rând, este nevoie de oameni, de indivizi care să conștientizeze ce ar trebui făcut pentru a merge în direcția dreaptă. Iar acești indivizi, acești cetățeni, acești, eu știu, conaționali de-ai noștri, ulterior să încerce să schimbe partidele. Pentru că, din nefericire, după 30 de ani, ajungem la concluzia următoare. Partidele nu sunt capabile să schimbe atâta vreme cât în interiorul lor nu se produce schimbarea. Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat este capabil să se schimbe în interior? Ca să poată produce ulterior schimbarea? Suntem exact în acest proces nu numai de schimbare, dar și de întinerire și de reformare, de reconstrucție internă a partidului. Și vă spusesem și pe perioada acestui interviu că discutăm cu persoane care, mă rog, și din mediul academic, și din mediul politic, și din mediul jurnalistic, dacă îi pun acolo. Fiecare persoană cu orice expertiză are este binevenită alături de noi, tocmai pentru a putea să construim împreună un astfel de program politic care să ajute la protejarea, spune, și la reinstaurarea suveranității naționale pe toate planurile. Suveranitatea energetică, suveranitatea alimentară, suveranitatea educațională, suveranitatea demografică. România are o problemă în momentul de față, inclusiv din această perspectivă, că mor mai mulți oameni decât se nasc. Deci vom ajunge în
în câțiva zeci de ani să, efectiv, să nu mai avem români în România. Ori toate lucrurile acestea, într-un fel sau altul, vor trebui puse și din perspectivă politică. Pentru că un partid politic va trebui să vină cu un program, cu proiecte politice în fața oamenilor și dacă proiectele vor fi bune și oamenii vor avea încredere în candidații partidului, sperăm să ne și voteze. Ori exact la lucrul acesta, lucrăm. Prioritatea noastră este România și interesul românilor, atât și nimic mai mult. Mă gândeam acum că, la fel ca și Partidul Național Liberal și Partidul Național Creștin și Democrat, și putem spune și PSD-ul, este ca un ca un plic imens, să zic așa, pe care de-a lungul timpului s-au lipit tot felul de timbre. Există, din nefericire, post-decembrist, timbre care nu fac cinste Partidului Național Creștin și Democrat. Reușiți, scuzați expresia, să le dezlipiți de partid fără să deteriorați plicul? Pentru că ăsta este adevărul. Chestiune care se întâmplă la toate partidele. Oameni care nu fac cinste istoriei partidului respectiv. Și din nefericire, să știți, avem și noi la nivel local. Mi-aduc aminte, da. Asta s-a întâmplat peste tot în orice partid. Însă, dacă vă uitați la situația PNCCD-ului, PNCCD-ul nu a mai fost în politica centrală din România de 20 de ani. Prin urmare, nimeni nu ne poate acuza de tot ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii 20 de ani. Dacă vă uitați la perioada guvernării CDR-ului între 96 și 2000, au fost multe decizii foarte bune luate atunci, au fost și decizii controversate. Aici este întreagă discuție pe tema asta. Cel mai important lucru este că cei care, mă rog, dacă au luat o decizie controversată, oamenii respectivi nu mai sunt în PNCC de azi, ci sunt la PNL. Și poate unii pe la PSD, dar cei mai mulți au, mă rog, au plecat, au migrat de la PNCCD când a mai intrat în Parlament sau chiar înainte de a nu mai intra, au migrat la PDL-ul, PD-ul de atunci, după aia în PDL și actual în PNL. Ori noi am continuat această linie, a spune, național-suveranistă, exact cum am învățat-o de la înaintașii noștri și eu cred că în anii care vor urma, PNCCD-ul va dovedi că poate să fie, să ofere o alternativă bună la celelalte partide de pe scena politică românească și să vină cu un program coerent care să ofere soluții concrete la nevoile oamenilor și la problemele pe care oamenii le au în viața de zi cu zi. Am o întrebare inițial cam delicată, vă pun, pentru că dumneavoastră aveți pe o altă perspectivă și cred că pricepeți lucrurile și dintr-un alt punct de vedere. Cel puțin în ultimii, să zic, 10 ani, dar poate chiar mai mult, în România, rând pe rând, dacă un partid a acces la putere și avea posibilitatea efectiv, să zic, să-și întărească, să-și consolideze poziția, nu le mă gândeam acum când vă ascultam pe dumneavoastră, este ca la examen. Te duci, intri la examen și am senzația că toți cetățenii ăștia care ajung la guvernare, ca și studentul care se duce la examen după ce s-a pregătit, în loc să scrie ceea ce are în mintea lui, cineva în spate îi șoptește și până la urmă, scuzați-mă, în loc să își încununeze cu succes examenul, ratează. Cum se face că 2016 PSD-ul a ajuns la guvernare și până la urmă s-au făcut de comedie ei în interiorul partidului? Ia că aceeași chestiune se întâmplă și cu PNL-ul. De parcă suflării ăștia, că până la urmă există suflări, că ăsta este adevărul, nu fac altceva decât să compromită până la urmă ceea ce se numește partidul. Realmente, 2016 cu PSD-ul s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, acum cu PNL-ul se întâmplă exact aceeași chestiune. Adică oamenii ăștia chiar nu pricep, nu văd sau nici nu știu ce să zic. Ce fel de studenți sunt? Ascultă suflerul ce sau... Ce s-a întâmplat și cu PSD-ul a câștigat alegerile în 2016 pe un val anti-PNL și anti-Cioloș de atunci, pentru că guvernul zero și cu politicile publice pe care le-a făcut, lumea a votat cu PSD-ul în proporție de 47%, dacă bine mi-aduc aminte, și în bună parte a fost influențat de guvernarea proastă a lui Cioloș. Ori la fel e și acum. PNL-ul a venit la putere pentru că destui au votat contra PSD-ului. Mă rog, deși PSD-ul a câștigat, dacă ar fi să o luăm la numeric, din punct de vedere a voturilor, alegerile, dar n-a avut 50% plus 1. Ori, cel puțin PSD-ul în 2016 a avut un program de guvernare, a venit cu niște idei, vom face cutare, ăștia nu au venit cu nimic. Deci,
cu toate disputele care au fost între 2016 și 2020 în România, cel puțin au avut, mă rog, guvernarea PSD de atunci, au avut câteva direcții clare, pe anumite subiecte, să spun, pe agricultură, pe putate. Ăștia nu mai au nimic acum. Pentru un partid politic e important acest program politic. Nu vreau, mă rog, poate termenul sună așa cumva de suet și, mă rog, irite pe multă lume când tot, cum se spunea și înainte, că programul de guvernare. Dar programul de guvernare este exact o promisiune pe care tu ca partid politic o faci în fața oamenilor și spui ce poți realiza, ce e posibil să poți realiza și ce aspirații de viitor ai. Ori tu trebuie să te ții de chestia aia, pentru că asta e promisiunea ta în fața oamenilor. Însă, ați văzut ce a spus și Cioloș, ce a spus și Barna, ce a spus și o serie de reprezentanți PNL. Că una sunt promisiunile din campanie și alta ce faci după. Ori dacă faci politică în felul acesta, unde una spui în campanie și alta faci după campanie, suntem, uite, în situația în care suntem. Ori eu cred că în campanie un partid politic, dacă își propune că face o serie de lucruri, dacă ajunge la guvernare sau la putere, să spun, trebuie să facă lucrurile respective. Dacă nu, să fie votați alții. E procesul democratic normal. Domnul Terheș, propoziția de final, pentru că spațiul dedicat emisiunii noastre s-a epuizat, un mesaj pentru concidadinii noștri din județul Alba? Da, pentru toți cei care ne ascultă, îi invit să privească la toată scena politică și la mascarada care există în momentul de față pe scena politică românească și să se gândească dacă oamenii aceștia reprezintă cu adevărat sau nu. Eu spun că România are, poate oferi cu mult mai mult și ceva mult mai bun decât ceea ce vedem în momentul de față și alternativa stă în foarte mulți care ne privesc acum. Invitația pe care le-o adresez e să nu stea departe, să nu stea pasiv și dacă vor cu adevărat o România mai bună, mai prosperă, mai corectă, în primul rând să fie ei cei care să implică atât pentru bunăstarea lor, cât și pentru bunăstarea copiilor și a celor care vin după noi. Vă mulțumesc mult de tot pentru timpul pe care l-ați pus la dispoziția noastră. Vă doresc multă sănătate și să aveți până la urmă izbândă în tot ceea ce faceți. Stimate telespectatoare, stimați telespectatori, alături de noi a fost domnul europarlamentar Cristian Terheș. O seară bună, la revedere!